Republicii Moldova, unde am organizat un protest. Așa. Ia uitați, criza a adus 150-200 de oameni în fața Parlamentului Republicii Moldova. Și avem aici, după cum vedeți, susținem Maia Sandu, pentru că e singurul om care își dorește cu adevărat reforma statului, dar nu pe mulți din jurul domniei sale, pentru că, după cum știți, cei care cunosc pe rețelele mele de socializare și pe noua platformă online, Realitatea din Moldova, unde realizez o emisiune în fiecare seară de luni până vineri, da? Am publicat o înregistrare audio care dovedește că adjunctul Centrului Național Anticorupție, generalul Vadim Cojocaru, este profund corupt. Da? Ia uitați câți moldoveni au venit alături de Rizes la cafea și le mulțumesc. Ne doare faptul că în instituțiile astea ale statului, în ciuda dorinței doamnei Maia Sandu de a schimba cu totul, de a reforma cu totul aceste instituții, încă mai sunt mafioți, încă mai sunt scursuri ale societății care v-au umilit, care v-au făcut dosare penale, care, din cauza cărora ați plecat peste hotare, da? Iar unul dintre ei este Vadim Cojocaru, pe care l-ați auzit în acea înregistrare pe care am pus-o la dispoziție. Am făcut-o publică, da? Și care și-a găsit până acum, n-a găsit decența să-și dea demisia în aceste 5 zile care au trecut de când am făcut acea înregistrare publică. Da? Asta am dorit. Ca Parlamentul Republicii Moldova, cei care se află în această clădire, din spatele meu, să reacționeze, pentru că tot ei l-au numit, e drept, o altă conducere a Parlamentului atunci, prin Zinaida Greceanu și Igor Dodon, l-a numit pe 11 iunie 2020 pe acest Vadim Cojocaru în funcție și tot ei au atribuția de a-l demite și nu altceva. Nu pot să nu fiu alături de astfel de evenimente, deoarece cel mai mult și cuvântul cel mai mult care este pronunțat în emisiunile domnului Rizea este adevăr. Adevărul ceva sacru lăsat de la Dumnezeu pentru care se merită să luptăm. Atunci când omul posede adevărul, el are o armă. El are o armă care poate să, în curtință de cauză, să acționeze. Nu este tot timpul cazul ca să cineva să ne spune pe așa sau altfel. Dacă cunoști adevărul autentic, atunci poți să orientezi în orice situație și să iei o decizie potrivită, având gânduri nobile pentru a face lucruri bune și frumoase pentru oameni. Care ne-a înjenit și iată, mulțumim încă o dată astfel de personalități cum este domnul Rizea, domnul Dache, care a luat curajul să ne ducă pe drumul drept și plin de adevăr. Vă mulțumesc și putere și curaj, tărie, domnul Rizea. Mulțumesc mult. Noi, dacă îți facem o fială. Mulțumesc mult de tot. Îi mulțumesc mult de tot domnului Furdui, care a venit, iată, din Franța și apreciem faptul că ne-a spus și domnia sa ne urmărește la toate emisiunile și ne-a spus, ne-a confirmat toate aceste dezvăluiri, toate aceste lucruri, toate aceste abuzuri pe care le prezint seară de seară și a căror victimă a fost și domnia sa, așa cum mulți dintre moldoveni au pătimit. Prieteni, eu chiar o să vă rog pe toți cei care ați suferit aceste abuzuri, așa cum e doamna de la Cimijlia, care mi-a adus dosarul pe care îl voi prezenta într-una din emisiunile săptămânii viitoare. Să vedeți acolo, iar judecători, procurori corupți, cum și-au bătut joc de niște oameni simpli. Pentru că oamenii simpli, ați văzut, nu au nicio șansă într-o justiție corectă, într-o justiție echitabilă, așa cum spune, nu știu, în Constituție, în lege, că fiecare cetățean are dreptul la un proces echitabil. Nu, prieteni. În Moldova, din păcate, asta a rămas încă, e un vis, e o utopie. Dar noi ne dorim, alături de dumneavoastră, să schimbăm și să devină realitate. Ca fiecare moldovean să fie egal în fața legii, indiferent că e parlamentar sau nu, nu mai trebuie să aibă imunitate parlamentarii. În primul rând, asta trebuie să facă cei care au luat majoritatea de la PAS, să-și țină promisiunea ca orice cetățean, toți să fie egali în fața legii. Prin alegerea doamnei Maia Sandu ca președinte, să știți că vom eșua ca stat. Și va rămâne, din păcate, același stat capturat. Îi salutăm pe cei care, iată, ne salută de acolo și le mulțumim.
Mulțumesc din suflet tuturor pentru că sunteți alături de mine. Vă rog să vă invit aici, aveți cafeaua și ceaiul pregătite. Vă rog celor care n-ați îndrăznit, vă rog să îndrăzniți, să vă reprimați poate rușinea, care o aveți, sau eu știu că sunteți niște oameni cu caractere extraordinar de frumoase. Mi-a spus de fiecare dată, domnule, noi nu venim, dar e plăcerea mea. Eu v-am invitat, Riza se ține totdeauna de promisiune și de aceea e plăcerea noastră să ne fiți alături, măcar la o cafea, la un ceai, că e destul de fric și eu apreciez enorm faptul că v-a strâns în număr atât de mare astăzi, duminică, 6 februarie, și v-ați găsit timp să fiți aici, să arătați că vă pasă de Republica Moldova și de viitorul ei. Nu am pot fi pătrimașul acestui rac care l-a dat din fața Pământului. Adică cele care vrea să creadă, creadă, care nu, Dumnezeu ia. Dar fiind acolo și văzând cum alții creadă, la care viața-i plânge, că s-au mascat cu haine și zâmbe de mișel acei vicleni ce țara furat-au de la el. Vecer, druzia! E, ce seară am avut ieri, nu? Cu peripeții, cu obstacole. Sper în seara asta să nu mai avem obstacolele astea. Au fost... Iar bruiază? Cine bruiază, Sergiule? Salut! Bună seara tuturor, dragii mei! Alexa, bună seara! Sergiu, Alex, Carina, Rusu, le spunem adevărul moldovenilor. Ana, bună seara, Mihai! Bună seara, Marian, Loredana, Ghenadie, Jack, Tamara, la Parma! Vasea, Leonid, Vlad, Fiodor, Iura, Cristina, mulțumesc mult de tot pentru încurajări. Lilia, bună seara, Constantin din Florida, Diana, bună seara, Lidia, bună seara și mulțumesc că sunteți alături. Tamara e peste tot și pe YouTube și pe platformă. Tamara de la Parma, bună seara din nou. Pescador, Valerio, la Verona, pe autostradă ești, A4, bravo. Frumos la Verona. Vă salut pe toți, dragii mei. Dumitru, Liliana, Irina din Texas, Galveston, Gabriel, bună seara. Șaneț, bună seara. Vlad la Brescia, te salutăm. Doina la Treviso, Chicago, Ion, bună seara tuturor prieteni. Victor, Vitalie, Dumitru din nou. Da, am văzut, am văzut. Aurelia, bună seara, Mihail, Galea, Oleg, Danu, Iulia, mulțumesc frumos pentru aprecierile outfit-ului meu. Mulțumesc, mulțumesc. Bună seara, Gana, bună seara, Ioniță. Da. E, multe avem de spus în seara asta, prieteni, și dezvăluiri, ca de obicei, pe gustul vostru. Tot ceea ce nu vă spun alții găsiți aici, prieteni. Tot. Fanny Zdarova, să mă aprind și eu trabucul că... Da. Avem o seară, sper nu atât de lungă, nu? Ca și ieri, prieteni, că am stat până la 12 fără un sfert cu domnul Stogu, ați văzut. Din respect pentru voi am spus că rămânem și am rămas peste timpul... Eu știu care a fost, din păcate, alocat problemelor tehnice. Dar astăzi au stat cei de la Starnet vreo 2 ore pe aici. Sper să funcționeze în seara asta, pentru că e incredibil. Eu le-am spus că sunt nemulțumit și acasă la fel, tot Starnet și... Cum adică să plătești? Gândiți-vă, prieten, că noi aici avem cel mai, nu știu, scump produs pe care îl are Starnet-ul. Plătim 2500 de lei moldovenești pe lună. Abonamentul, adică 125 de euro. Băi, și am luat ce au ei, nu știu, routerul, cel mai, banda, cea mai, nu știu, ori ce aveți voi, cel mai bun produs pe care îl oferiți unui client. Și uitați-vă și voi.
Ce probleme? Da? Așa, ca să plătești, ca, aici plătești ca persoană juridică, acolo plătești ca persoană fizică, 300 de lei, cât plătești și tot nu merge. Stai pe 4G mai mult ca să poți să... Mă, Vlad, astăzi e un trabuc mexican, Santa Clara. Am făcut un material, am fost acolo, chiar am fost la Churchill Cigar Club mai devreme. O să vedeți pe Instagram după emisiune imediat, că n-am apucat să pun acea postare, acel stories. Și da, e un trabuc mexican foarte ok, să știți. Am zis să-l încerc prima oară și proaspăt adus, așa că vă aștept și pe voi să vizitați Churchill Cigar Club pe strada Șusev numărul 88. Da? Și să savurați acolo un trabuc, un coniac. Eu n-am timp de coniac, dar asta e. Sperăm, Valeriu, că nu ne încurcă nimeni în seara asta. Haideți să îi mai așteptăm și pe ceilalți, da? Care mai încearcă să intre. Bună seara, Natalia, în Italia. Da, extraterestri din Franța. Bună seara, Maria. Mulțumesc. Da, Vitalia, așa este. Puțin, nu? Plătiți. Moscova, salutăm și Moscova. Ne urmărește toată lumea, toată lumea. Măi, Toadere, ți-am spus că mai aici la Chișinău, bun. Că sunt aici de vreo, cât am? Merg pe 4 ani, am 3 ani jumate de când sunt mutat în Chișinău. Din 1 octombrie 2018, nu? Am aproape 4 ani, 3 ani jumate. Păi de unde? Aici am două magazine la... Că mă întreabă Toader, de unde aici în Chișinău? Decât de la Florentino Delur și de la Parad. Au acolo pe bulevardul Moscovei, sau cum ziceți voi aici, Prospect, nu? Moscova. Așa, da, un magazin interesant. Bine, au și la Grand Hall cei de la Parad, dar acolo e numai de bărbați. Și, într-adevăr, au chiar frumos. Mă, Sergi, dar ăla a furat vreo 7-8 costume, Andrei Năstase. Chiar acolo, nu, eu știam că aici, pe Ștefan cel Mare, a intrat la un magazin. Eu știu, mi-a arătat cineva, n-am intrat niciodată acolo. Că dacă Andrei Năstase n-are gusturi, vă dați seama unde s-a dus și el să-și ia. A prins pe unul, era ministru de interne, a zis, te bag la pușcărie dacă nu mai încerci un ban. A luat costumele cu jeapca și asta a fost. Da. E vis-a-vis, știi unde? Exact după intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, mergi puțin mai în față și pe stânga undeva. E vis-a-vis, mai sunt niște magazine pe dreapta, dar pe stânga. De acolo. Mm-hmm. Vă e dor de Reșetnikov, am văzut, da? A spus-o pe asta, pe... Mamă, câtă ipocrizie. Și-a pus copiii să joace fotbal în față la CNA, dădeau ei mingea și-au pus o melodie de asta să sensibilizeze lumea. Și l-a pus și pe fisul ăla mare să-l îmbrace cu un tricou, să spună ei că... Mamă, nu e dreptate în țara asta, că nu știu ce mesaje vor ei să trimită. Că ia uite ce suferă familia lor. Bă, eu n-am nimic cu copilașii ăia mici să fie sănătoși. Bă, da, ăla nu l-a spus, mă, pe la mare. Dacă dădea cu mingea și a pus el un tricou, dar tot cu ochelarii aia șmecher de soare era, să-și pune și un trabuc în gură, mă. Cum e de obicei el, pe Instagram, pe alea, ha? Ți-ai dracu de ipocriți, ha? Au luat ăștia tot 3 vile, 5 apartamente. Mașini, Range Rover, tot, Porsche Cayenne, lua ăla de 20 de ani, club, cafenea de 300 de mii de euro investită la Sun City. Bă, dar astea nu ni le spui și nouă de unde? Și am mai găsit și 300 de mii de euro cash. Ăștia de la CNA au găsit în safe. 300 de mii de euro cash. A? Da, 300 de mii de euro. Puneți pe silent ăla sau, da? Da, ca să vedeți unde au găsit tot cash-ul. Ei ce au găsit pe cutii de valori, total 500 de mii la toți aia, nu știu, 7, 8, 10, da? 12. Din 500 de mii găsiți la toată lumea, 300 de mii erau al lui Reșetnikov, ca să înțelegeți unde era bătaia peștelui. A? Alibaba? Alibaba cred că stă și păzește, Nina mai ieșit din casă.
Am informații că Prisăcarul, din seara în care eu am spus unde e comoara lui, unde e butoiul de inox cu lingouri și cu bijuterii și cu dolari, și că stă acolo, nu mai pleacă nicăieri. Nu mai este nici afară, doarme acolo direct, doarme lângă cazanele alea de geotermale. S-a băgat acolo, a zis, nu mai tată, eu dorm aici toată până se face vară, nu mai plec nicăieri că mi-e frică. Că sunt aia cu hârletele pe-n jur, umblă pe acolo, zici că-s mineri. Și au pus și lămpașe din alea. Da. Amă, Mihai, cu Țiriac, am, că a fost la botez la Fimiu, știi? O să dau o dată aici, dacă n-ați văzut voi pozele și alea pe realitatea, videourile, vă dau o dată aici să vedeți pozele. Și cu Țiriac, și cu Ilie Năstase, și cu Nadia, da? Comăneci, Nadia, da. Diaspora se mută aici, da, Veritas, așa. Bună seara, Victoria! Da. Hai, prieteni, hai că ne strângem încet, încet și vreau să nu uitați de faptul, cei care locuiți aici la Chișinău, iată, ne-a vizitat astăzi, ne-au vizitat și colegii noștri din Irlanda, de la Dublin, cei care au constituit deja acolo filiala Partidului Politic Noi și vă dau o veste. E posibil în perioada imediat următoare să anunțăm ceva, până atunci nu spunem nimic, dar e posibil pentru că sunt câțiva primari care și-au exprimat intenția de a adera la Partidul Politic Noi. Așa că, prieteni, încet, încet, strângem rândurile și devenim, într-adevăr, o platformă politică pe care voi să vă bazați și în care să vă puneți încrederea că odată ajunși la guvernare, nu vă vom dezamăgi și vă vom reprezenta cu cinste, onoare și, practic, vom fi ceea ce vă doriți voi. Cineva care să facă real curățenie cu golaniște. Cineva care a doua zi să se țină de promisiune să le ia capul, să le ia tot ce au furat și să întoarcă acestui popor. Asta vă spune Rize. Da, și ai de că le mai scotea și hainele la asta. Da, Luala. Luala care ne spunea câți bani plătește ai impozite. Păi da, de Starnet, da, Valentina, și eu. A, Starnet, da, juca cum le cânta Plahoniuc, nu știu, atunci nu am colaborat cu Starnetul, că am mers pe ăștia cu Orange, dar acum unde sunt eu acolo, nu există decât Starnetul care poate să pună net. Asta e. Și aici era așa. Da, am promis că îl chem mâine seară, mi-a promis Vitalii că Pavel Grigorciuc va fi aici la mine, da, mâine seară, pentru că joia mi-a spus că nu știu ce, face și el ceva și asemănător, ca să spun, și el mâine seară va fi prezent aici pentru niște dezvăluiri în legătură cu ceea ce se preconizează de către mafia lui Dorin Damir și a lui Plahoniuc și a lui Dodon și cu alte lucruri interesante. Am vorbit cu el, l-am sunat, după aia m-a sunat el. Nu l-am cunoscut, am vorbit doar la telefon. Mi-a plăcut cum mi-a vorbit, a fost foarte, au și eu respect pentru ce face, văd că avem aceleași obiective și nu ne-am vorbit, ca să spun așa, luptăm împotriva cam acelorași dușmani, inamici ai poporului până la urmă și asta cred că ne poate apropia, știți cum e, din acest punct de vedere. Până la urmă e în interesul moldovenilor, ca el fiind chiar un vorbitor de pe zona de rusofoni, ca să spun așa, pentru că preponderent vorbește în limba rusă și are un anumit public, nu? Rusofil, iar eu pe partea asta cu voi, care sunteți, să spunem, preponderent cu româna, cu moldovenească, cum vreți voi. Da, măi, am văzut interviul Cristina lui Olia Tira. Cineva m-a arătat hotărârea ieri, parcă nu? Ieri am reușit. Da, deci rămâne manta lui Dodon până la noi ordine, da? Olia Tira.
Așa, ca să fie clar. Aoleu, și vreau să vă mai zic, prieteni, dar nu vă mai dau știrea, e pe undeva pe site-uri, am văzut, ați m-a sunat de la București. Știți că eu atunci când spovedania lui Dizeami și am vorbit, am avut acele episoade înainte să fiu arestat. Mamă, ce se mai bucura ăsta când am fost arestat. Mamă, mamă. E vorba de Victor Ciutacu, panorama aia care îi spune ziarist, bețivanul ăla pe care eu l-am devoalat, cum ia bani de la mari șmecheri ai României, de la hoții României, de la Dragoș Dobrescu, la Monaco, cum i-a dat bani în fața mea, cum se ducea la șprițuri, cum se îmbăta pe acolo, nu mai găsea nici baia de bea ce era. Și m-a dat în judecată, ca și ăștia, panaramele astea și parașutele de pe aici, care m-au dat în judecată, și vorbești de aia de la CNA, că tot parașute sunt, Ilie Bodnari și cu aia, și cu Viorel Morari, m-au dat ei în judecată, a pierdut, Victor Ciutacu a pierdut, că judecătorul i-a zis, i-a dat-o înapoi, a zis, nu e, domne, nu se justifică plângerea împotriva fugarului Rizea. Ați înțeles? Și i-a dat-o înapoi. Victor Ciutacu e foarte amărât, a scris nu știu ce pe Facebook, că el nu mai crede în justiție, că nu mai crede. Păi bă, băiatul, dacă te știe toată lumea că ești așa cum a spus Rizea, că Rizea spune numai adevărul. Și în cartea pe care am scris-o am spus numai adevărul de tine. Cum ai luat un apartament, Victor Ciutacu, de la Sorin Oprescu, atunci când era primar al Capitalei și ai mințit, ai luat din fondul locativ, ai luat o casă pe motiv social că tu n-ai apartament și aveai un penthouse de 300 de metri pe numele soției. Nu, pe numele firmei pe care o administra soția. Și toată aia este sub sancțiune penală. Trebuie să spui, nu am, da, nu. Da, nu tu firma, dar tu stăteai în el. Normal că deranjează adevărul. Ai luat locuința, ai luat care chiar avea nevoie de o locuință socială, ai luat tot. Șmecher și acolo, de vreo 120 de metri, da, trei camere, ce ai zis? Lasă, am luat și păstă. L-am luat, de 300 ceva. Zola? Hmm? Și i-a deranjat. He, uite că justiția e de dreptate și în România și chiar în lipsa mea. Vedeți? Câștig și acolo, numai cu oliatira și cu panaramele astea. Deci, că eu mă aștept, prieteni, aici ce am făcut? Am spus că-s bețivi, am zis că asta cu amanta, da? Păi toată lumea știe. Am zis ce? Că-s parașute Angela Gonța, păi nu știe toată Moldova? Ce am spus? Și sunt jurnalist. Am și rubrica de investigații și rubrica de cancan pe realitatea din moldova.md. Care e problema? În seara asta o să facem o surpriză celor de la PC Cox. Da, prieten, vreau să le dăm o bombă, că ieri știți că am fost acolo, da? Da, hai să ne uităm aici. Da. Pară Maria Tereza, nu știu cine vrea să pară, Ioana Darc, el este inocent, este e ca o fată mare, bună de măritat. Rosian Vasiloi, șeful poliției de frontieră. Și nu s-a vorbit deloc, prieten, s-a vorbit odată, s-a dat o știre. Știți că în 14 septembrie 2021, că o să vorbim de această notă informativă acum, ofițerii de investigație ai Poliției de Frontieră au reținut un avion de model AN-2, da? În proximitatea localității Hlinaia Mică, raionul Edineț. Aeronava survola spațiul aerian a Republicii Moldova România. Partea aterizat pe un câmp din Hlinaia Mică, raionul Edineț. Avionul respectiv era utilizat pentru transportarea țigărilor de contrabandă. Acesta a decolat de pe teritoriul Ucrainei și avea ca destinație finală țara vecină România. Trei cetățeni ucrainieni care erau la bord au fost reținuți, dar capul grupării, un contrabandist notoriu din Republica Moldova, care după ce i-ar fi bruscat poliției de frontieră, a fugit de la fața locului și a fost urmărit până în orașul Cupcini, unde i-a fost pierdută urma. În realitate, capul grupării a fost facilitat faptul că acesta să fugă de la fața locului. Scopul a fost ca pe viitor. Schema dată să fie preluată sub controlul lui Vasiloi și Martnos. În scurt timp și celor trei persoane ucraine care au fost reținute la fața locului, le-a fost schimbată măsura preventivă și liniștiți. În Ucraina, site-ul Omega.ro a comunicat o știre că la sfârșitul lunii noiembrie 2021, șeful poliției de frontieră, Rosian Vasiloi, a traversat ilegal frontiera de stat din Republica Moldova în Ucraina cu automobilul
că avem numărul lui prieten, Skoda, cu numărul FRR889. Scopul al deplasării fiind de fapt întâlnirea actualului șef al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, cu membrii unei grupări criminale din Ucraina, formată din persoane civile, precum și din angajații ai structurilor de forță. Discuțiile au fost în vederea continuării contractelor de tutun din Republica din Ucraina în România, peste spațiul aerian al Republicii Moldova. Da, prieten, deci totul s-a pus la punct pentru că au aranjat ca să dispară tot acest șir de probleme și riscuri, precum transportarea mărfii de contrabandă peste două frontiere, depozitarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, riscul de a servicii. Adică cu avionul e mai simplu. Treci din Ucraina în România și survolezi Republica Moldova, ai culoar aerian liber, verde, și atunci e totul ok. Vedeți, e vorba de acele țigări marca Ashima, de care cred că ați mai auzit aici la mine, iar sarcina lui Vasiloi în activitatea dată și astăzi, pentru că el a preluat totul, dați puțin acolo, într-o parte ăla, la număr jos. Sarcina lui Vasiloi este crearea coridorului aerian verde, ce vă spuneam eu, peste frontiera de stat și la o altitudine joasă trec acestea. Acestea sunt niște sicrie zburătoare, ca să mă exprim așa, de-aia se întâmplă să mai și cadă, că dacă au ghinionul ăștia de la Moldova, al lui Vasiloi, să cadă unde la? Că mie mi-a venit nota asta informativă de la oameni care lucrează acolo în sistem, prieteni. Sunt cei care, cărora li se va pune în cârcă un eventual act de contrabandă, în cazul când acest, unul din avioanele astea, o să cadă, o să vină să alimenteze, că a rămas fără combustibil sau abia mai zboară astea, da? Și atunci oamenii or să plătească în locul celor de fapt care au banii și își umplu buzunarele zi de zi. O altă sarcină pe care Vasiloi a avut-o la cina cea de taină de la Kiev a fost angajamentul pe care și l-a luat de a facilita trecerea și cu angajații întreprinderii Moldața pentru a nu fi raportat faptul dacă apare avionul pe radare. Atenție, prieteni! Pentru că Moldața este prestatorul de servicii de aeronavigație aici în Moldova. Și atunci s-a coordonat totul, Vasiloi l-a transmis celor de acolo, prin cine s-a făcut toată această coordonare pentru ca eventualele zboruri, da, să nu fie practic raportate, da, și să nu apară acolo pe radar, cu Mihail Slivinski, actual director de securitate la Avia Invest. Știți cine? Fost șef al Poliției de Frontieră de la aeroportul Chișinău, fost angajat al SIS Chișinău. Da? Mihail Slivinski. Totul e pus la punct. Iar Slivinski, ca director de securitate a firmei Lușor, care asigură acum acolo tot ce înseamnă aeroportul și deține aeroportul internațional Chișinău în mod ilegal, a primit acceptul și de la Veaceslav Frunze, actualul director general al Moldața. Veaceslav Frunze ăsta, dacă nu știți, a fost pus în funcție la Moldața de cine credeți? De slugoiul lui Plahodniuc, de Vladimir Cebotari, fost ministru al justiției și viceministru la transporturi. O perioadă îndelungată la Moldața a activat și sora lui Vlad Cebotari, pentru că nu e așa, prieten, bugetul statului e generos cu șmecherii Moldovei. Și sora lui Cebotari, Mariana Tabuică, Marusea, așa îi se spune ei pe acolo, în funcția de director financiar. Un salariu modest de 60.000 de lei lunar. Ce ziceți, prieten? La Moldața a stat câțiva ani femeia acolo până a mai dat ăsta cumnatul, adică soțul lui Mariana, a dat niște țepe cu alea și cu a mai făcut niște bani, a luat și Mercedes să lăuda pe la o emisiune. Cu mansardele, știți, că a prăduit alea toate. Le-a prăduit, i-a lăsat pe oameni cu ele nefinisate. Mansardele, știți că le-a luat ăsta de pe vremea lui Chirtoac, cumnatul lui Cebotari. Prieten, schema dată a funcționat până în 17 ianuarie 2022. Da? Deci până acum, de curând, a funcționat, când forțele ucrainiene au reținut 3 cetățeni ucrainieni și un cetățean moldovean, care se pregăteau să treacă prin contrabandă mărfuri accizabile peste granița de stat a Ucrainei folosind o aeronavă AN-2 fără semne de înmatriculare.
La Grantus s-a reușit în sfârșit datorită sesizărilor cetățenilor îngrijorați cu privire la apariția avionului pe un câmp agricol în imediata vecinătate a regiunii Khmelnytskyi, la 35 de kilometri de granița de stat ucrainiană moldovenesc. Nu mai vă spun ce s-au găsit la fața locului, tot felul de echipamente auxiliare pentru aceste activități ilegale. Haideți să urmărim materialul filmat de acolo, din Ucraina. Un avion care transporta mărfuri de contrabandă a fost depistat luni noaptea pe teritoriul Ucrainei. Aparatul de zbor de model An-2 nu avea numere de matriculare și se afla la 35 de kilometri de granița cu Moldova. Aeronava a fost identificată în urma unei operațiuni soldate cu reținerea unui moldovean și a trei ucraineni. Potrivit poliției de frontieră din Ucraina, aparatul de zbor a fost descoperit pe un câmp din regiunea Khmelnytskyi. Avionul a fost observat de localnici care au alertat oamenii legii. Operativnicami 31-o prikordonnego загону спільно з співробітниками територіального управління ДБР було виявлено квартет, до якого входили троє громадян України та один громадянин Молдови, які з використанням літака Ан-2 готувались до контрабандного переміщення підакцизних товарів через державний кордон. Deocamdată nu se cunoaște de unde a decolat și care era destinația aeronavei. Літак був виявлений в 35 км до Україно-Молдовського державного кордону. На місці події також виявлено допоміжне для здійснення протиправної діяльності обладнання: засоби GPS-навігації, бочки з паливно-мастильними матеріалами, ліхтарі для здійснення освітлення імпровізованої звітної смуги в нічний час доби. Poliția de frontieră din Ucraina anunță că a confiscat marfa din avion și a inițiat urmărirea penală pentru încălcarea regimului de zbor. Am încercat să aflăm detalii de la Poliția de frontieră a Republicii Moldova, însă purtătorul de cuvânt al instituției Raisa Novitski ne-a spus că acest caz este gestionat de colegilor ucraineni. În septembrie anul trecut, un avion care ar fi transportat țigări de contrabandă a fost descoperit în localitatea Hlinnaya Mică, raionul Edineț. Atunci aeronava a fost identificată în urma unei operațiuni comune a oamenilor legii din Moldova și din țara vecină. Aparatul de zbor de model An-2 decolase de pe teritoriul Ucrainei și urma să ajungă în România. În urma investigațiilor au fost reținuți 4 ucraineni și un bielorus. Alți 2 suspecți au reușit să fugă și au fost dați în căutarea națională. Într-o conferință de presă, șeful poliției de frontieră, Rosian Vasiloi, a declarat că în aparatul de zbor nu au fost descoperite țigări, așa cum s-a anunțat inițial, și nici nu a prezentat anumite probe de contrabandă. Cazul a fost calificat doar ca trecere ilegală a frontierei și survolarea neautorizată a spațiului aerian. Sper că se audă, sper că e tot ok, da? Ați văzut. Eu am fost chemat ieri. Vă dau o bombă în seara asta, o dezvăluire pentru mafioții ăștia, pentru Vasiloi. O să rog și pe ofițerul de urmărire penală de la PC Cox. Sper că se uită și el. Acum. Cel care m-a audiat ieri pentru plângerea lui Vasiloi la adresa mea. Da? Și sper că se uită și el acum. Pentru că, prieteni, ce s-a întâmplat în seara de 11 ianuarie, când Rizea v-a anunțat atunci, că pentru asta mi-a făcut ăsta plângere, că, domne, nu e adevărat, Vasiloi i-a pus pe ea de la Poliția de Frontieră, bineînțeles, a semnat instituția, că Vasiloi nu și-a asumă el să semneze. Și a semnat un slugoi de-a lui Vasiloi de acolo și, domne, că nu e adevărat ce a spus Rizea. Ia să vedem, prieten, ce a spus Rizea, că după aia vă dau dezvăluirea bombă și sper până atunci și domnul de la PC Cox să se uite. Hai să dăm... Vorbit eu pe 11 ianuarie de acasă, când am ajuns și am vrut să anunț moldovenii de ceea ce se petrece instant, chiar acolo. Chiar atunci. Prieteni, scuză pentru ora târzie. Aveam ajuns acasă și o informație bombă de la structurile operative, de la patrioții Republicii Moldova. Acum, în acest moment, atenție, prieteni, chiar în acest moment, pe linia verde de la nord trece un camion burdușit cu țigări. Da, prieteni? În acest moment se face contrabandă cu sprijinul lui Rosian Vasiloi, cu protecția
lui Rosian Vasiloi, pentru că exact în acest moment un autocamion de model GAZ 66 încărcat cu țigări trece de linia verde prin perimetrul satului Sculeni, da? Iar marfa se descarcă la Prut în bărci, prieteni. Marfa dată aparține lui Hariuc Igor, care a fost anterior condamnat pentru infracțiuni de contrabandă atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în România. Protecția din partea poliției de frontieră vine pe cale ierarhică de la Vasiloi, Martnos, Pahodnea și Nartea. La fața locului, cel care asigură protecția este Pavel Adăscăliței, împreună cu Poia, dirigează toate acțiunile contrabandiștilor. Atenție, instituții ale statului și moldovenii, în acest moment contrabanda este în floare, prieteni. Da, prieteni, n-au nicio reținere. Acest autocamion de model GAZ 66 trece nestighierit, se descarcă marfă pentru a fi transportată cu ajutorul bărcilor peste Prut în România. Repet, la fața locului, din partea poliției de frontieră, protecția este asigurată de Pavel Adăscălița, împreună cu Poia. Sper ca cineva să facă ceva aici în Republica Moldova. În aceste momente, prieteni, chiar acum, informație caldă și le mulțumesc celor din structurile operative care, iată, mi-au trimis în acest moment această probă, această dovadă clară că ceea ce spune Rize, seară de seară, se confirmă. Și, prieteni, acum vă dau și dau și le dau celor de la PC Cox, cei care instrumentează și speța asta și celor de la Spia, care înțeleg la internet s-a făcut deja un dosar penal pentru Rosian Vasiloi. Hai să arătăm public. Riza are informația. Cine deține înregistrarea video cu actul de contrabandă din 11 ianuarie este un angajat al Poliției de Frontieră, care și-a negociat în schimbul tăcerii și nepublicării acestei înregistrări video și a negociat transferul la Inspectoratul Național de Investigații. Prieteni, vă dau profilul lui de Facebook, vă dau numele lui și vă dau în premieră numărul secret pe care îl are. Pentru că dacă nu știți, aici în Republica Moldova, toți polițiștii de frontieră, vameși, ăștia care sunt în contrabandă, nu ăia cinstiți, ăștia de la INI și toți golanii ăștia de polițiști băgați în combinații criminale, au și numere străine secrete pe care vorbesc doar pe WhatsApp sau Telegram. În seara asta, ca să nu fie ascultați, pentru că ei știu că se ascultă telefoanele, ei știu primii lucrul ăsta, da? Pentru că ei o fac, și atunci ca la rândul lor să nu fie monitorizați, au niște numere secrete, din alte țări, bineînțeles. Rizea vă dă numărul secret al angajatului Poliției de Frontieră care deține această înregistrare video și care în schimbul tăcerii i-a fost promis un transfer bun la o funcție mai bine plătită în Inspectoratul Național de Investigații. Așa că, domnul ofițer, nu o să-l nominalizez, că mai bine ca să... că instituția PC Cox, dacă dânsul vrea să-și facă treaba în mod onest, așa cum mi-a lăsat această impresie, sper să țină cont de această dezvăluire a lui Rizea și să-l audieze de urgență pe acest individ să ne prezinte, pentru că el s-a lăudat la câteva persoane, ei au văzut deja acel filmuleț și n-a vrut să-mi răspundă mie azi. L-am sunat de vreo 3 ori. Da? Haideți să punem profilul de Facebook și numărul secret al lui Gospodinov Alexandru, angajatul lui Rosian Vasiloi, cel care spunea că nu s-a întâmplat nimic pe 11 ianuarie. Acest personaj, acest angajat, deține înregistrarea video
cu actul de contrabandă, repet, pe care Riza l-a anunțat public chiar atunci, în seara de 11 ianuarie, exact în timp real, atunci când el se săvârșea. Ăsta este numărul lui secret. Sunați-l, poate voi aveți noroc mai mare decât am avut eu și vă va răspunde. Da? Iată că e număr de Germania, prieteni. Foarte interesant. Unii au numere de Marea Britanie, marea majoritate. Da? Numere de Germania, numere de Elveția, numere de Italia, pentru a nu fi... De, oare de ce? Îi trebuie unui angajat al Poliției de Frontieră un număr de Germania. Vă întreb? Spuneți voi, care ar fi motivul? Că eu n-am reușit să-l deduc. Nu știu, care ar fi? Da. Ăsta e, prieteni. Ia uitați ce profil de Facebook are, a? Mamă, mamă, toți ăștia se crede numai în filme. Ei sunt mafioți în filme, toți, a? Da, prieteni. Sper ca instituțiile statului să vadă asta și, nu știu, să ia măsuri, să-l audieze, să ne spună, să ne le pună la dispoziție instituțiilor înregistrarea video, că eu sunt sigur că își va primi postul promis la Inspectoratul Național de Investigații, mai ales că face și o faptă bună, nu? Ajută la aflarea adevărului. Așa că ochi și urechi pentru cine vrea să vadă și să audă în seara asta la spovedania lui Rize și să dezlege misterul actului de contrabandă din seara de 11 ianuarie pe care eu l-am făcut public. Nu rămâne decât să mergeți mai departe și să finalizați această cercetare, domnilor ofițeri și procurori care gestionați dosarele lui Rosian Vasiloi. Prieteni, haideți să vă arată Riza că v-am promis de mult și n-am avut timp să mă ocup de Moldova Gaz. Trecem la Moldova Gaz, că pe toți ne doare factura de la gaze și Riza vă dezvăluie acum ceea ce ei nu vor să vă spună niciodată. Prieteni, o notă informativă pe Moldova Gaz. Nu e asta, nu e Chișinău Gaz, asta e Chișinău Gaz, nu. Puneți Moldova Gaz, e Moldova... Asta e sigla? Moldova Gaz, asta e cu Chișinău, e... face parte din subiect, dar este de acolo cu... Hai să o punem pe asta, lui Vadim Ceban, Barosanul ăsta, puneți clădirea aia de sticlă frumoasă care o are dacă vorbim de Moldova Gaz. Da? Să puneți clădirea aia ca să vadă moldovenii pe ce se duc banii lor. Că banii din facturi trebuie și ei să se regăsească undeva, prieteni. Ce credeți? Că numai acolo la... În, credeți că nu vin și alte costuri umflate în facturile astea pe care acum ei, de fapt, Moldova Gaz, prieteni, în acest moment, această instituție prin Vadim Ceban, omul mafiei lui Plahoniuc și al lui Dodon, acest individ, cu toată clica lui de acolo și cu aia de la ANR care au rămas... Da? Care gestionează ei politica de preț, da? Către populație, e folosită această instituție ca o armă. Ei vor să o transforme într-o armă letală la adresa guvernării și împotriva Maie Sandu. Folosesc această instituție, da, prieteni, ăștia care vor să scoată lumea în stradă la proteste, să-i manipuleze pentru cu gazele, cu facturile, cu tot. Hai să vedem ce e la Moldova Gaz și cine sunt angajați și pe ce salarii acolo. Nu vreți să aflați? Că parașutele sunt bine plătite, au 10.000 de lei pe lună. Și v-am devoalat prima oară pe Nadejda Mățcu. Vă aduceți aminte de ea? Parașuta preferată a lui Vadim, amanta lui. Hai să-i punem în fotografie pe porumbei ăștia ca să-i vedem că avem aici niște cupluri. Mamă, vă spune Rize acum, ce amante mai lucrează și ale cui? Și cine deține cheile căpușelii la această societate? Avem și numele lor, parcă nu? Nadejda Mățcu și Vadim Ceban. Ia uitați, prieteni. A? O ia ăsta pe un birou, o trage pe acolo, o bagă, o scoate. E ea cam înaltă, dar intră până la urmă sub birou, vă spun eu. Are dexteritate, fata. Prieteni, deci pe lângă ea mai e un cuplu vestit al ecranului de aici, de la spovedania lui Rize. Un cuplu vestit, nu, numai unul, numai jumate e, dar acum o facem vedetă și pe altă jumătate.
Mai lucrează aici, în sfârșit, o fică a unui director de liceu din strada Miron Costin. O divă, Mihaela Gangan. Mihaela Gangan lucrează aici pe salariu de câteva zeci de mii de lei pe lună, ca să știți. Și mai avem, vă devalăm în seara asta, și o altă amantă a lui Vasile Bodnari, pe Marcelina Moraru. Marcelina Moraru și Vasile Bodnari, fostul șef al SIS-ului. Și vă devalăm în seara asta un alt cuplu, pentru că facturile la gaz trebuie plătite de către toți cetățenii. Și e bine ca toată lumea să aibă puse bine amantele acolo, plătite cum trebuie, corespunzător, atâta timp cât Vasea Bodnari lipsește puțin din țară, că vrea să-și ia cetățenie română și să scape de condamnarea în dosarul cu expulzarea profesorilor turci și în dosarul de îmbogățire ilicită, care e pe ultima 100 de metri. Se constituie... E beton. După ce a Vădărizea și palatul pe care îl are, e beton. Așa. Iar, prieteni, tot aici sunt angajați niște șmecheri, barosani, la... Îmi spune cineva aici cât are cutia neagră, un sfert cât are Rizea. Deci 25% din ce are, din ce sunteți voi aici, are cutia neagră acum. Mamă, face aia spume la gură, rață, vedeți să nu intre în epilepsie. Așa. Prieteni, aici sunt angajați toți dinozaurii care n-au mai avut loc pe nicăieri ai sistemului ăsta mafiot și au găsit un culcuș, salarii de zeci de mii, chiar de 130 de mii de lei pe lună. Ați auzit, prieteni, de ce plătiți facturile atât de mari? Cine este ăsta? Popa Ilarion, ați auzit de el? Fost viceministru al economiei. Era din aceeași gașca lui Plahoniuc cu Vitalie Iurcu și Valeriu Triboie aia, puși de Plahoniuc, aranjați toți bine. Mamă, cât a furat ăsta, dacă vedeți ce casă are, o să meargă Riza să o filmeze pe academician Sergiu Rădăuțanu. Are o vilă de 500.000 de euro și un Range Rover Barosan de 130.000, 125.000 ăla, hai, că îl știu. 125.000 de euro. Ăsta lucrează pe 130.000 de lei pe lună, a? La Moldova Gaz, ca să se bage în seamă, că el n-are nicio specialitate pe zona asta. Dar hai că vorbim acum, prieteni, de toate combinațiile, căpușelile care se fac, pentru că la ăștia dacă intră cineva, dar curtea de conturi nu există, că de Marian Lupu a uitat toată lumea. Toată lumea din parlamentul ăsta majoritar s-a uitat de Marian Lupu. Curtea de conturi e prima care trebuia să verifice aceste cheltuieli. A făcut vreun raport, vreo verificare? Totul închis, totul e bine. Ca ăia de la Autoritatea de Integritate, care spuneau anul trecut, vă arăta Rize aici, în februarie 2021, Violeta Ivanov se confirmă toate veniturile, e totul corect, nu poate fi acuzată de vreo îmbogățire ilicită. Și acum ați băgat-o la pârnaie pe îmbogățire ilicită. A, ca să vedeți, prieteni. Hai să fim atenți la procedura de achiziționare, că vă dăriți acum niște dezvăluiri bombă, cum se fac bani frumoși la Moldova Gaz, milioane de lei. Și vă întrebați de ce plătiți facturile? Uite de ce. Că nimeni nu-i deranjează pe șmecherii ăștia. Toate tenderele sunt organizate fictiv, cele de achiziționare centralizată a contoarelor de gaz. Atenție, prieteni! Toate licitațiile, dacă știți ce înseamnă tenderuri. Contoarele nu sunt, în schimb, procurate direct. Chiar dacă firma americană care le importă, le produce, are reprezentanța aici, la Chișinău, e vorba de firma Honeywell, punem și sigla firmei ca să vadă telespectatorii noștri, ei produc aceste contoare, totul se ia printr-o firmă interpusă. Prieteni, totul se ia printr-o firmă interpusă pe care o dețin. Deci în loc să le ia de aici, ei au reprezentanță aici. Și în mod normal să le achiziționeze de aici ar fi trebuit, ei le trec, le căpușează, le au la un preț și pun prețul dublu ca să-i dea lui Moldova Gaz. Cine deține firma? Iurie Dolgheru și Vadim Ceban, prieten. Prin persoane interpuse, că doar n-or fi tâmpit să apară și cu numele acolo. Dar Rize are nota informativă și știe.
Deci, vă dați seama cum se căpușează toate contoarele alea care stăți obligați să le puneți când faceți vreun contract nou, să le schimbați, să le... toate sunt firmele lor. Firmele lor, prieten la preț dublu. Cazul ăsta a ajuns și în atenția justiției. Dar ce să vezi, s-a constituit dosar penal în 2017, prieten, și s-a clasat. S-a dat că nu se... știți voi, cum e aici, la Moldova. Da? Dosarul are numărul, el poate fi redeschis oricând, dacă cineva dorește să facă dreptate. 41-1-38-681-020-62-017. Ultimele patru cifre sunt din anul în care s-a constituit dosarul penal. Beneficiarii efectivi fiind și Gusev, Kramarenko și Bicek Dumitru. Angajarea, una din alte, nu știu, din alte probleme, din alte căpușeli, că s-au mai scurt niște bani, tot salarii, prieten, de minim 110.000 de lei pe lună. Cui? Păi prietenul apropiat al lui Vadim Ceban, care e angajat ca și consilier al lui Vadim Ceban, fost deputat din Adunarea Populară Găgăuză, Efteni Gheorghe. Alt consilier, Dumitru Melnic, omul lui Eugeniu Kramarenko. Ia uitați, prieteni, ce avem aici. Eugen Cuzimin, de la SIS. Opa! Care toți ăștia, neavând nicio funcție de răspundere în cadrul companiei, că ei sunt consilieri. Îl consiliază pe Vadim Ceban. Ce să mai fure sau ce să nu fure? Sau cât? Influențează activitatea din umbră a instituției și în mod corupt și fraudulos. Adică băieții ăștia monitorizează toate licitațiile pe bani publici și hotărăsc ei cine le câștigă și cine nu. Ați înțeles, da? Sunt acolo cei care îl consiliază pe Ceban și îi dau raportul, aia o face încola, aia o face încola, aia o face încola, cât se câștigă, ei sunt. Da? Hai să vedeți, prieteni, că o să rămâneți uimiți cine credeți a cui e firma care tipărește facturile la gaz pe care le primim toți acasă. A? Cine credeți că este? I-au pus o firmă no name, o firmă nesemnificativă în față, dar ea este interpusă firmei care face acest serviciu. Cine credeți că e, prieten? Și ei s-a băgat ăsta. E vorba de societatea DAC Systems al lui Vasile Chirtoca, prieten. Ea ne tipărește nouă facturile de la Moldova Gaz. O, prieten, ăsta, după ce că a luat toate reprezentanțele astea auto cu DAC Hermesului, bă, și aici s-a băgat, că e de mult stat aici, că aici avem bani, aici, prieten, intră. Toată Moldova plătește aici, prieten, că dacă nu s-a oprit gazul. Toată și ce facturi sunt aici. Nu se compară nici cu alea de la curent, nici cu alea de la apă, nici cu, ce să mai zic, alea de la gunoi nesemnificative. Prieteni, ăștia sunt tartorii, miliardarii Moldovei aici sunt, la Moldova Gaz. Prin DAC Systems, în acest moment, cu un buget nejustificat și umflat de circa 10 milioane de lei, atenție, 10 milioane, le spun procurorilor, ce se încearcă acum prin această companie, se mai încearcă să se mai fură 10 milioane de lei. Se încearcă implementarea funcționalului ERP, care de fapt nu este absolut deloc necesar activității companiilor afiliate. Deci ei acum încearcă să implementeze tot în zona asta de IT, programul ăsta să mai fure 10 milioane de lei, Chirtoca. Să se împartă cu Vadim Ceban. Unde credeți că vin banii ăștia? Nu se regăsesc în facturile noastre? Îi trage cineva de mânecă pe ăștia, prieteni? Uitați, acum, ei acum au pus la cale asta. Acum se întâmplă. Când Rizea vorbește zilele astea. Să se mai fure 10 milioane, că acum știți cum fac ăștia prăpăt. Că ei se gândesc, bă, ăștia vor să ne schimbe și pe noi, că noi am fost cu ăia, am ținut prețul jos, n-am plătit la ruși, acum le-am umflat de 10 ori facturile, de 5 ori, vă zic eu, de 3, 4 ori, hai, de 4 ori, da? Și atunci trage nene că acolo-s bani, acolo vin bani siguri, lună de lună, zeci de milioane, sute de milioane încasări și atunci trebuie să rupem totul, să cheltuim cum putem ca să lichidăm tot ce e pe aici, că așa au făcut. Au făcut sedii de super lux. Mamă, ce firme acolo de construcții, că am aici prieteni. Hai, de cap. Mamă, câți bani au căpușat ăștia. Au făcut ăștia, de ziceai că fac penthouse-uri.
la preț de 1000 de euro metru pătrat costuri. Hai mă, prieten, ce treabă? Faci un hotel de lux cu banii ăia, îl faci de super lux. La 1000 de euro metru pătrat costuri, nu să vinzi cum fac. Ăștia fac 300-400 de euro constructorii și le vând cu 1000. Da? Hai să vorbim aici de, și de compania, că vorbim de companiile afiliate, că ei nu sunt singuri, Moldova Gaz, mai e și Chișinău Gaz, mai e și Transautogaz. Păi Transautogaz, știți că nu plătește tarif de distribuție și beneficiază de un tarif de achiziție a gazelor naturale mai mic în comparație cu concurenții. Aici nu există concurență neloială, Consiliul Concurenței, nu există, prieteni, aceste instrumente de reglaj a pieței. Până la urmă, vorbim de preț, totul se repercutează asupra omului care plătește factura, asupra agentului economic care plătește factura. Hai să vă spun, Arize, acum o dezvăluire și de al golan al acestui sistem. Ăștia de la gaz sunt cei mai mari bogătași, prieteni, ăștia cu procurorii, judecătorii, polițiștii, cei mai mari barosanei Moldovei. Directorul Chișinău Gaz, Oleg Teterea, prieten apropiat al lui Fâsul Dodon. Ăsta frate cu Fâsul Dodon. Frate în combinație și cu Șunea. Despre care s-au spus multe. S-au spus multe prin presă, dar după aia au tăcut mălc. Că banii au venit. A admis conflict de interese direct. Vă dați seama, ăștia n-au mă nicio treabă. Prieteni, ăștia își bat joc de voi lăsând faptul că se căpușează instituțiile statului. Prin firmele lor interpuse, se dublează prețurile, are un tupeu fantastic și l-a angajat și pe propriul fiu, Boris, în calitate de vicedirector la Chișinău Gaz. Și pe nepoata sa, Cristina Stetco, care gestionează în mod corupt și fraudulos toate contractele de achiziție ale întreprinderii. Deci prietenul ăsta l-a luat pe fisul, l-a pus vicedirector, pe banii voștri, că acea instituție trăiește din banii pe care voi îi plătiți, pe facturile la gaz. Deci l-a angajat pe fisul, salariu de 10.000 de lei, prieteni. 80, cât are? 82.000 de lei. Iar pe nepoată sa a angajat-o să decide ea toate contractele de achiziții. Ați înțeles? De unde cumpără, cât cumpără, la ce preț cumpără și cât se întoarce înapoi, cât își oprește, cât trebuie să-i dea aia. Au ăștia un tupeu, că le dăm și numerele de telefon, să-i sunați moldoveni, că acolo-s banii voștri. Din cauza ăstora ați plecat voi, din cauza ăstora ați rămas fără locuri de muncă. Și Moldova e unde e, pentru că e condusă de o clică, înțelegeți? De o gașcă. Ăștia și-au pus cu tupeu și numerele de telefon ale familiilor, care nu lucrează la Chișinău Gaz. Bă, și factura. Bă, să ia tot ăștia. Bă, ăștia vă iau și zahărul din ceai. Bă, și-au pus, vă dați seama, nici factura de telefon al lui bărbasul, Cristina Stetco asta, nu vrea să o plătească din salariul lui bărbasul sau salariul ei. A, băgat-o aici, că ce a zis, lasă-mă că toți sunt aici vreo 200 de numere, 300 de numere, bagă și numărul lui soțul. Și îi dăm noi numărul lui soțul ca să-l sunați și pe al unei alte panarame, Elena Platon. Ia să le punem noi numerele care le plătiți tot voi moldoveni. Tot, din banii pe care îi dați pe facturi, băiții ăștia plătesc și numerele familiilor, și bonurile de benzină, și tot, astea-s doar așa, mizilicuri. Benzină, motorină, totul, tot voi plătiți. Cu cât se plimbă toate familiile, toată și a lui Fisu, și a lui nepoată, toate rubedenile lui ăsta, lui Teterea ăsta, se plimbă pe banii voștri. Bonuri de benzină, motorină la greu, prieten. Totul la greu. Dar ce a făcut ăsta? Bă, nimeni nu ia. Ăsta a fisul, ăsta Boris Teterea, ăsta care e vicedirector la Chișinău Gaz, are și el un prieten. Ca toată lumea, un nănaș, un cumătru, un fin. Prietenul ăsta are și el o parcare pe calea Orheiului numărul 89. Bă, ce credeți că a făcut Chișinău Gaz? Cum au găsit ei să mai căpușeze? Cum au găsit ei să mai căpușeze? A luat Teterea ăsta, a făcut contractul ăla la Chișinău, la Orheiul lui 89. Prieten, ci că folosește parcarea ca și garaj pentru mașinile de la Chișinău Gaz. Știți cât plătește pe contractul ăsta? Prieteni, să parchezi niște mașini.
pe un loc viran, pe amenajat ca parcare, zici că e vreo parcare de ți-o spală, îți face și mentenanță la mașini, de unde? Nu mai să parcheze. De fapt, nu parchează nimeni, acolo parchează două mașini, la mișto să fie, să le vadă lumea când trece. Prieteni, 2 milioane de lei pe an. Ați auzit bine. 100.000 de euro pe an să parcheze niște fiare care și așa nici nu au nevoie, că mai mult consumă benzină de la sediu de unde se duc până acolo. Vă dați seama, ca să ajungă să parcheze noaptea acolo. 200.000 de euro îi vin lui prietenul lui Boris, lui fisul lui Teterea, la buzunar. A? Frumos! Se împarte cu Boris. Vă dați seama că se împarte cu Boris, nu? Hai mă, prieten! Așa se umflă facturile la gaze. Că nimeni nu ne spune asta. Păi cine să ne spună? Marian Lupu, care era ospătarul nostru în 2000, când a venit cu Ponta în vizită aici la Plahoniuc și ne turna în pahare, era președintele interimar al Republicii Moldova și președinte al Parlamentului. Știți, după ce a picat Voronin, el în calitate de președinte al Parlamentului era președinte, a devenit președinte interimar al Moldovei. Și când ne-a invitat acolo la Nobil Sus, avea o masă rotundă, tocmai ne se lăuda Plahoniuc ce hotel își făcuse el să ne arate. Și v-am povestit eu de seara aia, că eram eu la masă, Victor Ponta, Viorel Hrebenciuc, cine mai era? Titus Corlățean, Dumitru Diacov și Marian Lupu. Eram 8. Face socoteala, 8 eram. Că era o masă rotundă cu 8. Plahoniuc avea jilț, genul ăsta, așa, nu chiar ca ăsta, că nu. Ăsta e modelul nou, nu-l are el. Atunci nu-l avea pe ăsta, dar avea un jilț și noi toți ceilalți eram pe scaune normale de restaurant. Și Lupu stătea, cât e el de mare, l-ați văzut, care 2 metri și nu știu câte kilograme. L-ați văzut că e namilă de om. Bă, prieten, ne puneam pahare vin. Președintele interimar al Moldovei stătea așa ca un cățeluș lângă Plahoniuc. Cât era el de mare, Plahoniuc mai mic, stătea așa, cum stă el, Barosan, așa, și ăla stătea lângă el, mai zicea, ia uite, bă, s-a golit paharul, gata, imediat șeful cu tău. Mamă, eu mă uitam, eram prima oară la Chișinău, bă, zic, ăla-i președintele Moldovei și ăsta e proprietarul hotelului și vice, s-a inventat el o funcție atunci, prieten, dacă mai știți, prim vicepreședinte al Parlamentului. O funcție care s-a și desființat, ea fusese inventată pentru el, că el n-a avut niciodată o altă funcție oficială în statul ăsta, cât a încercat el să fie prim-ministru, să fie toate funcțiile le ar fi vrut Plahoniuc. El era omul din spate și manevra pe toți. Bă, stătea lupul ăla, ne turnam pahare vin, mai avea să-și pună un șervet din ăla pe mână, un ancăr, ca să fie așa ca un ospătar. Hă? Asta e. Ce să mai? Asta e. Hm? Are el o poză, dar bine, nu e de la în seara aia, că nu. E de la întâlnirea oficială. A pus-o Plahoniuc pe Facebook atunci. Cred că o are și acum, că el nu mai umblă pe Facebook deloc. Am văzut că n-a mai făcut nimic de când a făcut-o pe Lacrimogenul. Și a transmis el mesaj cu Iurie Luncașu. Are poza aia de la întâlnirea noastră atunci, oficială. Și ne vedeți acolo, mă vedeți și pe mine, după Ponta, nu după Ponta imediat, parcă era Corlățean, după el, imediat sunt eu. Mă vedeți acolo și vis-a-vis Plahoniuc, cu Diacov și cu Igor Corman, dacă nu mă înșel. Da, prieteni. V-am povestit eu de asta. Ăsta, Lupu. Păi ăsta, Lupu, ar trebui să verifice instituțiile statului. Cine, care este cea mai bănoasă instituție a statului? Unde se încasează bani, sute de milioane? Păi ce raport există aici, prieteni? Păi nu ne spune. O să intre Rizea în posesia lui, că americanii l-au pălat. E un raport pentru care i s-a arătat lui Plahoniuc și atunci când ăsta a fost unul din motivele pentru care Plahoniuc a decis să fugă din Moldova în ziua aia fatidică din 2019, din iunie, nu? Când i s-au spus mai multe de către domnul Hogan, fostul ambasador al Statelor Unite, acolo la sediul armenească, și a înțeles Plahoniuc că nu mai e țara lui și nu mai e stăpân el și nu mai e el miezul din dodoșcă, ca să spun așa. A înțeles că nu poate să mai meargă. El a căzut între scaune. El a vrut să-i păcălească și pe americani și pe ruși. Că v-a spus Rize, ăsta a fost jocul lui. Mai rău. Să-i păcălească și pe aia și pe aia, le dădea cald de la toți. La americanii mințea că el e contra rușilor, la ruși le zicea, lasă că sunt cu voi. Ați înțeles? Asta făcea.
și a căzut exact între scaune. Ăsta a fost jocul lui permanent în politică. El le-a dat la toți impresia că îi susține. Și îi juca la alba neagră. Cum a făcut și cu Chirtoacă atunci cu ăsta, cu Dodon, la alegerile la primărie, v-am povestit. Ăsta era stilul lui. Și până la urmă a picat exact între scaune. Ce să-i faci? Da, Lupu. Bă, Lupu ăsta. Și lasă tot să doarmă la Curtea de Conturi. Mamă, ce salariu are ăla. Prietenii, are un salariu acolo 160.000, parcă 160.000 sau 155.000 de lei pe lună. Barosan, mă, nu-i pasă de nimic, ce-i pasă lui de moldovenii care n-au bani să-și plătească factura la gaz? A făcut el vreun control? Ați auzit Curtea de Conturi să dea un raport la cheltuiala nesăbuită a banilor ilegală, la deturnarea de fonduri care s-a făcut aici la Moldova Gaz? Prieteni, ăștia ne-au amanetat viitorul, n-au plătit ani de zile. Ce ban ăsta a preferat să-și facă sedii de lux? Uitați-vă ce aici zici că este Sofitel, Hilton, zici că e Le Meridien. Când te uiți așa, zici că e vreun hotel de pe în Viena, de pe la... Nu știu pe unde, a? Când vezi asta, zici că ești pe la Köln, pe la München, când vezi construcții de-astea. E Moldova Gaz. Lixită de parașute și de golani care mănâncă banii statului degeaba zi de zi. Să aibă unde să plece și să aibă de unde să se ducă acasă. Și ați văzut cine sunt implicați acolo? Păi ce bani și au ăștia și firmele care căpușează orice, acolo se ia prin interpus. Și benzina se ia tot până interpus. O ia de acolo, o bagă până firma aia, dă-i, pentru mașini. Mașinile se alimentează numai de la stația aia PECO, cât întoarce ăla. Tot, prieten, tot. Verifică cineva astea, mă? Băi, Lupule, bă, tu trebuia să stai... Să ne verifici, bă, pentru moldoveni, bă, să vezi tu din ce se compune acea factură, să vezi tu costurile reale, să verifici lucrurile astea, ANR-ul la fel, ăia dorm acolo, normal că spuși de fosta guvernare mafiotă a lui Dodon. Da? Ce să mai facem, prieteni? Tu vedeți? Hai că e mai simplu, punem facturile umflate, să ne acoperim și noi aici, să încasăm acum bani. Moldovenii, mamă, se întărâtă, se înrăiesc acum, vă dați seama ce... Că moldoveanul normal care nu realizează că de fapt e un joc și suntem manipulați cu toții de tot de mafioții ăștia, care, repet, în aceste momente Moldova Gaz este folosită ca un instrument de manipulare a populației din Republica Moldova. Asta e. Asta e, prieten. Ăsta e adevărul. Să nu vă mai întrebați, păi dacă numai dacă se taie mâine căpușelile, prin firmele astea acolite, de la Moldova Gaz, păi ne scad facturile la jumate, prieteni, eu vă promit. Dacă face cineva serios, de afară audit, nu prisăcarul cu firma lui, că ăla stă lângă butoi acolo să-l păzească cu, să nu-i fure cineva lingourile de aur. Dar o firmă de afară, nu știu, să vină, dar de afară, nu cu ăștia pe aici reprezentanți, că am mai văzut eu firme de alea cu nume... Price Waterhouse pe aici și erau toți băgați în... Da? Erau toți alu Plahoniu băgați pe acolo. Așa. Deci asta vă spun. Să scad cheltuielile drastic. A, se face reformă, se disponibilizează mulți angajați. Că acolo s-a angajat amante, nănași, cu metri, nu vedeți? Sute de mii pe lună aruncați aiurea de mii, de... Acolo milioane de lei pe lună băgați la salarii aiurea pe oameni care ar putea mâine să nu... Pentru că Moldova Gaz merge și fără ei mai departe. Vedeți, prieteni, asta vă spun mereu. Asta îmi doresc eu, asta își dorește Vladimir Dachi și mulți moldoveni își doresc asta. Să vedem oameni în instituțiile statului pentru care să conteze meritocrația și nu slugărnicia și cumetria și nănășismul. Pentru că m-a impresionat, mi-a transmis cineva, nu știu când, cred că acum 3 zile, n-am apucat să vorbesc în emisiune, un tânăr, e în diasporă și îmi spunea, domnul Riza, aș vrea să mă întorc în Moldova, să pun și eu, să fac ceva pentru această țară. Și zice, domnule, eu am specialitate în finanțe bănci, credeți că mi-aș putea găsi de lucru sau sunt prea bătrân la 35 de ani ca să pot să fac ceva? Da? E, oamenii ăștia trebuie aduși, oameni, într-adevăr, care sunt buni pe profesia lor și angajați în instituțiile importante ale statului, pentru că numai așa vom putea reuși să facem cu adevărat reformă, prieteni. Păi ce facem reforma cu amanta și cu nănașul și cu cumătru? Hai mă, prieteni, care să angajați acolo ca să mai
să mai mulgă niște bani de la bugetul ăsta așa, așa, de care trag toți în toate părțile. Asta e, noi le plătim amantele, cum am dovedit și la ASP, ale lui Popov, al lui Golanu, ăla a fost procuror general adjunct. Și la toți ăștia, lui Vasea Bodnar, îi plătim pasta la Moldova Gas. Că el ce a zis? Hai, domne, să o aranjez și pe ea să fie bine, ca să nu... Cum mai chem și eu câteodată pe la Odessa, pe la București și asta e. Ha? Da. Și voi, da, uite, îmi zice cineva, Elena, da, pensie 2000 de lei pe lună. 10.000 au ăștia. 80.000, 90.000, cel mai mic la Barosanii care am nominalizat, Elena. 130.000. Iar ce bani? Ce bani? Sare de... E pe undeva la 200.000. Ce bani? 200.000. Dacă nu sare, 200 și ceva. Acolo este ce bani. Vadim ce bani. Ha? Păi mă, prieten, numai dacă tăiem de aici, voi nu înțelegeți. Ce trebuie mie sediu la Moldova Gaz ăla? Păi eu dacă aș conduce, nu știu, la guvern, aș fi acolo, nu știu, aș fi să răspund, să am în subordine eu Moldova Gaz. Păi mă, prieten, în secunda 2, n-avem atâtea instituții ale statului. De la stat, care sunt normale, sunt, le renovăm, nu trebuie în sticlă, prietene, ala îl închiriem. Vrea vreo bancă din străinătate să plătească 10.000 de euro statului moldovenesc pentru acea chirie. Bravo, veniți încoace. Deschideți filiala aici și vă dăm noi sediu adevărat. Dar pentru ce trebuie lui Moldova Gaz sediu din ăsta? Pentru ce îi trebuie atâția angajați, atâtea mașini, atâta cheltuială, atâtea telefoane, atâtea firme căpușă? Păi, prieteni, se duc la jumate facturile numai dacă tăiem costurile astea adiacente care ni se bagă pe gât și noi nici nu știm, prieteni. Vedeți? Dar în schimb suntem manipulați de parașuta aia de Tauber. Da, prieten, parașuta aia de Tauber, cum iese? Păi vedeți, de-aia presa nu-l dă pe Rizea. Rizea nu le dă bani, dar îi deranjează Rizea că face dezvăluiri, pentru că Tauber, dacă se duce singură pe stradă și zice că face ea nu știu ce, toată presa e acolo, prieten. Pentru că toți sunt plătiți cu banii murdari, cu banii furați de la moldoveni. Cum ne spunea aia în interviuri, că a vorbit cineva aseară de Natalia Cheptene, parașuta aia a lui Plahoniu, care a trecut și pe la Șor. Zice, eu m-am dus pentru bani. Bă, firați ai dracu, v-ați dus la Șor, la Plahoniu, că angajați, toți ați fost plătiți din bani furați, mă. Nu mai spuneți, mă, că v-ați dus pentru bani, că v-a dat ăla. Păi normal că vă dădea salarii de 1.000 de euro, că nu dădea de la măsa. Dădea din banii tot furați de la voi. Că asta nu înțelegeți voi. M-am dus acolo, mamă, ziceai că are ea, e o mare specialistă și a angajat-o vreo firmă și s-a dus că îi dă salariu. Păi ăla a furat de-a stins. Normal că plătește să aibă oameni acolo și să fie plătiți bine, să-i fie loial, să nu mărâie. Dar plătiți tot din banii furați de aici, ca să fure alții, mai mulți. Cum face și Ceslav ăla, Ciuhri la satul german. Și a băgat acolo reclama cea mai tare în Moldova, în Mol. În Molul de aici, de la Chișinău. Păi, bă, frate, când vede lumea, că toată lumea trece pe acolo. Are reclama în mijloc, a luat ăla, plătim 5.000 de euro pe bucățica aia pe lună, vă dați seama? Poate și mai mult, o să mă interesez eu. Mult a plătit oricum, vă dați seama? Când vede acolo moldoveanul, ia, uite, bun, dar are reclamă, face la ProTV, face acolo. E clar, măi, treabă bună, mai să luăm și noi acolo. Dar uite să spună că sunt depozite radioactive, uite să spună că n-are autorizații și uite să spună că le dă țeapă. Că vrea să le dea țeapă moldovenilor. Luați o vilă la preț de garsonier ca să-i încânte. Că lumea el crede că mai pune botul. Prietenul îl anunță că îi fac o mare surpriză și lui și altor golani, cum e ăla cu Vadim Cojocaru, dar vă zic după aia, lui Ceslav ăsta, îi depun acum, am pregătit documentele, dar mă ocup de luni, depun la ăsta, s-a transformat instituția asta, Inspectoratul de Stat în Construcții, mă duc și peste aia la primăria Băcioi și după aia mergem în instanță să blocăm construcția. Da, prieten. Pentru că am informații că acolo pe teren ar fi și situri arheologice. Da. Mi-a venit o notă și săptămâna viitoare mă ocup de asta ca să blocăm construcția. Și o să fac prin instanță și asta e.
mergem ca să arătăm că totul este ilegal acolo și vreau să oprim această țeapă pe care golanul ăsta al lui Plahotniuc, puiul ăsta al lui Plahotniuc, sluga ăsta al lui Plahotniuc vrea să o dea moldovenilor. Da. A, să știți. Da. Iar lui Vadim Cojocaru la anunț, ăla cu înregistrarea, nu știți cine? Ăla pentru care am ieșit duminica trecută în fața Parlamentului Republicii Moldova, vreau să-l anunț. Tot așa că mâine o făceam, dar mai am niște treabă. Dacă reușesc, dacă nu, luni sigur. Prieteni, voi merge la Parlament. Am pregătit documentele. Mă adresez domnului Igor Grosu, președintele Parlamentului. Și îi solicit demiterea acestui individ. Îi atașez pe un stick și înregistrarea audio. Asta voi face. Voi merge la Parlament. Voi filma de acolo și veți vedea toți. Și voi merge inclusiv la CNA. Și voi depune și acolo o solicitare de redeschiderea dosarului pe care Vadim Cojocaru l-a închis lui Iurie Năstas, soțul Lorenei Bogza. Asta va face Riza săptămâna viitoare, ca să știți. Păi ce facem? Ascultăm aia și nu vrea nimeni să o dea. Nu vrea nimeni să o preia din presa slugoaie și coruptă a ăstora. Păi mă, prieteni, în orice țară din lumea asta, nu mai conta că a dat Rizea, pe care voi nu-l înghițiți, am înțeles. Voi ăștia care vă considerați, vă ziceți jurnaliști independenți aici, să vă fie rușine. Să vină cineva cu astfel de probă, cu astfel de dovadă de corupție. Mamă, păi lăsai la o parte, cine a tumă Rizea? Asta e, nene, e prea pe față. Bă, dar nu mai contează, e prea pe față, am înțeles, e de la Rizea, dar bă, trebuie să o dăm. Bă, fraților. Oricine membru al Asociației Jurnaliștilor, la nivel european, la nivel, nu știu, mondial, la o asemenea știre, nu avea voie să închidă ochii. Da. Asta e. Așa că mă ocup eu, dacă Parlamentul n-are timp, eu o să merg să depun acolo, prieten. O să vă arăt numărul de înregistrare. Depun și stick-ul cu înregistrarea audio respectivă. Depun și la CNA redeschiderea dosarului. Păi ce facem? Păi avem dovada că dosarul a fost închis, clasat. Păi davai noroc. Hă? Păi davai noroc. Eu voi merge și voi solicita redeschiderea acelui dosar. Păi pentru că există multe cariere luate cu japca de la statul ăsta de către soțul Lorenei Bogza. Cel care a ajuns milionar pe banii statului ăsta. Da? La care plătiți voi impozite și taxe. Da. Ca să știți. Da. Demisia Vadim Cojocaru. Ați văzut cum striga bătrânica aia acolo care a venit să ne spună poezia pe care o făcuse special pentru această întâlnire, pentru acest protest. Ați văzut? Impresionant. Nimeni n-a vrut să o bage în seamă. Pentru că oamenii simpli sunt ignorați în țara asta. Oamenii simpli sunt umiliți. Oamenii simpli nu contează pentru șmecherii care conduc Moldova. Prieteni, haideți să nu uitați de rubrica, pentru că vreau să intrăm în direct. Vedeți că totul merge perfect, emisiunea, totul. Sper să nu mai avem probleme, e mondul. Da, au, da, o, am uitat, am un subiect aici, da, nu-l mai vedeam aici, vedeți, ăsta e motivul. Mai am un subiect care vreau să vi-l aduc, să vi-l împărtășesc. Prieteni, e vorba de un, tot de un ansamblu rezidențial, 500 de moldoveni păgubiți. Ați auzit de ansamblu ăsta rezidențial Casa Palmieri din Ciocana? Prieteni, oamenii ăștia au trecut ani, 12 ani, 13 ani, trebuie să-și ia atunci de 10 ani, da, au trecut mai mult de atunci, că reportajul e mai vechi. Prieteni, oamenii ăștia sunt disperați. Pentru că aseară am prezentat un abuz al sistemului mafio din justiție. Atunci când ieri Mariana Fondos Frațman, judecătorul mafiei, judecătorul lui Vladimir Andronache și Alexandru Vâlcu, judecătorul sistemului mafiot,
a decis să bage în faliment cu forța o firmă care are active și bani în conturi, în total 10 milioane de euro. Da, bine. Să-i se ia banii cu japca, da? Pe mână cu Veaceslav Timotin, lichidatorul ăla favorit al instanțelor de judecată, cel care este trimis mereu să execute bunuri pentru Platon, în detrimentul oamenilor corecți din țara asta, cel care vă execută cu legea în mână și vă ia totul. Attack Rider pe față cu complicitatea justiției. Puneți-i poza doamnei judecătoare, care s-a dovedit a fi profund coruptă după decizia de ieri, pentru că numai un nebun sau un corupt ar putea să ia o astfel de decizie în instanță, să bage o firmă în faliment care este pe profit. Vă dați seama? I s-au promis 15% la decizia finală din activele de acolo. Da, dacă decizia va rămâne definitivă și irrevocabilă. Tot ia mâine, ce să vedeți, judecă această speță, acest dosar. Oamenii ăștia nu mai au nicio speranță. M-au rugat, nu vă spun, mi-au dat telefon, mail-uri, tot. Mâine Rizea va fi lângă ei la 9:30 la judecătoria Botanica pe strada Zelinski. Am spus că voi face asta, voi veni. I-au depus recuzare judecătoarei astăzi, după ce aseară au văzut la emisiunea mea adevărul în legătură cu cine este de fapt această judecătoare, Mariana Fondos Fratzman, pe care sper să o punem din nou în fotografie. Avem fotografia de aseară. Și o să-i rog pe cei de la regie să o arate, pentru că e bine ca toți mafioții din această țară, oameni care și-au bătut joc de Moldova și își bat în continuare joc de cetățenii acestei țări, să-i vadă toți, să-i vedem și noi. Păi are avere nejustificată, prieteni. Știți ce bunuri deține asta? Mamă, ce anchetă pornim acum, să vedeți. 150 de milioane de lei avere. Bă, prieteni, 150 de milioane de lei. Mă, faceți calculul. Faceți calculul ce are asta. De unde? Deci cu imobile, cu bani, cu avere, avere pe care o are. 150 de milioane de lei? Oh, toată viața a fost un angajat al statului în justiție, dar s-a câștigat așa bine? Oh, leu, m-am și necat. Scuze, prieteni. Aoleu, 150 de milioane. Cât înseamnă? Cât înseamnă în euro? Averea asta. 7 milioane jumate, nu? Cam așa, nu? E bine, e bine, cu judecătorii. Aoleu, așa că mâine, vedem mâine ce va fi, dacă până la urmă această recuzare va fi admisă sau nu, dar oamenii mi-au spus clar, cât? Mi-au spus clar că n-au încredere și după emisiunea mea, și după ce au mai aflat, nu vor ca această judecătoare să le judece dosar. Sunt disperați. Priviți, vă rog, acel material video cu această altă țeapă imobiliară aici la Chișinău. 2014, compania de construcții prin publicitate masivă, tombole și prețuri atractive pentru investitori a convins aproximativ 500 de persoane să investească în apartamente. Cea mai mare reclamă de pe fața pământului era pe televiziunii moscovitii, europenii, ala Pugaciova, aici tăți erau, Antonov, tăți cumpără apartamente în casa asta. Investitorii spun că primele probleme au apărut în anul 2014. Pe atunci, Serviciul Fiscal de Stat ar fi blocat conturile firmii din cauza unor datorii la bugetul de stat. S-a apărut altă întreprindere, că pe urmă a fost procesul de insolvabilitate, că după asta a venit primul administrator, domnul Timoș, și după asta a venit al doilea administrator. Conform datelor disponibile pe portalul instanțelor, aflăm că în noiembrie 2015, Curtea de Apel Chișinău a aprobat intentarea procedurii de insolvabilitate a companiei de construcții.
La acel moment, ea avea o datorie de 4.700.000 de lei și asta doar față de bugetul de stat. O lună mai târziu, instanța a constatat că firma ar fi înregistrat datorii în total de 204.500.000 de lei. Mai trec 2 ani și în iunie 2017, Inspecția Financiară din subordinea Ministerului Finanțelor a întocmit un raport referitor la gestionarea financiară a firmei vizate. Din document aflăm că din 1 ianuarie 2010 până în 29 aprilie 2017, compania ar fi folosit în afara construcției suma de 101.600.000 de lei. În același act, inspectorii au precizat că din acești bani, antreprenorii și-ar fi achiziționat 11 mașini de lux. Chiar ne-a ajuns cuțetul la gât, cum am spus și mulți, trebuie de pus mâna pe fur și pe, că altfel nu ieșim din situații. Unde se află astăzi fondatorii companiei și ce învinuirile au fost aduse acestora, aflăm. Prieteni, ați văzut, da? Nu știu, dacă oamenii aceștia vor avea vreo șansă, eu sper că da. Dar și-au pus mari speranțe în mine. Și în prezența mea acolo, în fața instanței, care să, nu știu, să-i facă să respecte legea. Da. Vom vedea. Mâine voi fi acolo alături de ei, așa cum le-am promis, la 9:30. Dragii mei, vreau să uitați-vă. Oamenii sunt... Ce să mai... Da? Vedeți? Aici te aduce nepăsarea instituțiilor statului din această țară. Oameni care n-au cum, n-au nicio șansă să-și găsească dreptatea. Vedeți pentru cine trebuie să facem dreptate, prieteni? Pentru ei, pentru voi, pentru cei pe care îi cunoașteți și care au suferit și care trec și acum prin nenumărate abuzuri. Da, asta e. De asta vă spun, veniți alături de mine, alături de Vladimir Dachin, Partidul Politic Noi, pentru că este singura șansă să schimbăm în mod real ceva. La vot, acolo. Acolo este forța voastră. Acolo nimeni nu vă mai poate umili, nimeni nu vă mai poate ignora, ca să știți. Vreau să nu uitați de... Aici găsiți și, bineînțeles, pe site, găsiți și aplicația, în cazul în care găsiți formularul pe care să aplicați să deveniți membru al Partidului Politic Noi și totodată inclusiv pe site-ul realitatea-din-moldova.md, pe site-ul vostru de știri preferat și cu rubrica de cancan. Ia să vedem cine este astăzi diva de Chișinău, că nu știam. Cred că e o mai veche cunoștință. Barbara Oprea. Da, e o mai veche cunoștință a emisiunii noastre. Astăzi ea este diva de la Chișinău, la rubrica asta. Da. Interesant, nu, prieteni? Interesant. Da. Să nu uitați de rubrica asta, pentru că acolo găsiți toate divele din Chișinău. În fiecare zi avem încă una, da? E greu, sacul e fără fund, așa că avem multe, vedeți? Da. Iar, bineînțeles, nu uitați și de oferta de publicitate, pentru că toată lumea mă întreba, îmi dădeau mesaje, îmi spuneau uitați, vreți? Pentru că aici e ratingul, așa cum puteți verifica seara de seară, de luni până vineri, între orele 20 și 22, numai aici, la realitatea din moldova.md și la spovedania lui Riza. Este cu adevărat ratingul Moldovei. Suntem lideri pe acest tronson orar, prieteni, pe prime time, indiferent cu cine ne batem. Că ne batem cu ProTV-ul, că ne batem cu Jurnal TV sau cu TV Latrina sau TV 8, cum mi se mai spune. Da? Ca să știți. În rest, nu mai spunem și de alții că publica prime contează doar în Cipru turcesc. Aici nu. Hai, dragii mei, să trecem la telefoane. Mi-am pus și casca. Sper să ne auzim acum, că încercăm o metodă nouă de a ne auzi și de a conversa.
la telefonul vostru, la Vocea Poporului, la rubrica asta în care noi dialogăm, prieteni. Riza e alături de voi, alături de moldoveni, oriunde s-ar afla, în diasporă sau pe teritoriul Republicii Moldova. Așa că sunați în direct și Riza vă ascultă pe toți. Până atunci mai vreau să mă uit pe mesaje. Merge rău de tot, merge mai lent, Călin, da, știu. Asta e... Nu știu, o să vă rog pe toți să-i rog celelalte companii de internet care sunt aici în zona centrală din Chișinău și vor să-și au, într-adevăr, sunt provideri adevărați și au un net de calitate, să ne contacteze, să ne trimită pe e-mail ofertele lor și, bineînțeles, le vom analiza și îi vom căuta. De-aia îi rog pe toți providerii de internet. Suntem pe strada Șusev, așa că vă gândiți dacă aveți aici posibilitatea de a oferi internet de calitate, pentru că așa, uitați, toată lumea ne spune că se blochează, se merge defazat, e o problemă în condițiile în care, repet, noi ne-am făcut treaba, avem într-adevăr chiar niște aparatură performantă și, din păcate, netul nu este atât de performant. Așa că StarNet, îmi pare rău, dar suntem dezamăgiți total de această companie și de produsul pe care ei îl oferă, mai ales la clienții premium, ca să spun așa, din punct de vedere al facturii. Da? 2500 de lei, totuși să plătești, e prețul maxim care se poate plăti la StarNet și să n-ai un produs de calitate. Da. Uite, îmi spune cineva că MOL Telecom e cel mai puternic provider de internet. Nu știu. Vedem, vom studia Orange, MOL Telecom, nu știu cine mai e. Altcineva mai e pe aici, mai sunt niște provider mai mici, cred. Da, imaginea frânează, da. Unde? Pe YouTube, dar pe, și pe Facebook, văd, frânează live-ul, da. Hai să vedem, va trebui să luăm o decizie pentru că nu se mai poate și... Da, nu e portugheză, e pe zona evreiască, Jack Ratzman, a? Nu e portugheză, da. Cățeaua asta, cum îi spui tu, cățeaua asta de Fondos Ratzman. Aha. Da, eu așa am înțeles. Haideți că avem un... Da. Da, da, răspundeți că nu... Alo, bună seara! S-a închis. S-a închis, poate nu... Nu, răspundeți la... Mai contează regia, răspundeți, nu? Dar sper să se audă. Eventual dați să... Nu știu, dați pe vibrație eventual ca să vedeți că poate fiind pe silent nu merge bine acum. Dați momente și... Alo? Bună seara! Nu se aude? A închis? Bun, da. Nebruiază, da. Da, Maria, nebruiază. O să analizăm ofertele astea de la provider și cu siguranță... Toți cumpără de la Moltecom, am înțeles, Marian. Dar știi care e problema? Sunt anumite zone unde numai anumite firme, nu știu cum naiba, alții nu pot să ofere, cu toate că e zonă centrală. Chiar nu știu de ce. Nu l-am uitat și pe Hlopușca, vendeta corupților, nu l-am uitat. Ne blurează mafia, nu? Corect, Toader. Dați-mi ăla la mine atunci, mai bine, dacă nu merge cu... Merge? Nu sunați, prieteni, sunați acum dacă doriți. Cei care... Că aseară am stat cu voi până la 12, fără un sfert. Mai aveam puțin și adormeam. Și vă apucase vorba. Aolea, ce câte telefoane erau. Ia vedeți. Mesaje văd că aud că primi multe. Primez multe, dar... Poate și sunați dacă... Îndrăzniți. Da, să luăm internet de la Elon Musk. Corect aici, corect.
Corect. Moldtelecom, uitați, ține monopolul și vinde la alții, am înțeles. Deci el practic este e cel care e proprietarul netului în Moldova, nu? Și le dă la ăștia și ăștia mai departe, dacă nu-și fac treaba bine, gata, asta e. Da, Mihai, mulțumesc mult de tot. Păi cine n-a avut afaceri cu Plahoniuc, mă, Toader, mă? Toți au avut afaceri cu Plahoniuc, toată lumea. Primez mesaje pe Telegram, pe Viber. Păi, du-te acolo la Churchill Cigar Club, dacă vrei vreo ofertă bună la trabucuri. Du-te acolo, că sigur primești. Haideți că sună, cineva sună. Bună seara, sunteți în direct? Alo? Bună seara, bună seara, vă rog, vă aud. În Statele Unite sunteți, am înțeles. Mulțumesc mult! A, în Atlanta! Frumos, frumos, Atlanta! Mai multe? Cu drag și vă aștept! Vă aștept aici la cafea, duminică, dacă veniți la Chișinău, da? Neapărat. Și un trabuc bun. Și un trabuc. Ok. Ok. Bine. Salutări în Atlanta, acolo. Numai bine. Numai bine. Mulțumesc. O zi frumoasă în continuare, că acolo e mult mai devreme. Da. Da. Numai bine. Domnule. Numai bine. La revedere. Se aude perfect. Sper că e tot ok, vedeți, cu cască e mai bine, nu mai stau cu telefonul aici la microfon, ca să auziți și voi mult mai bine. Și, păi da, Maria, ți-am zis, sunt probleme mari cu Starnet-ul, nu știu, la Orange și la Orange mai sunt, dar parcă nu așa. Am avut, înainte unde stăteam, aveam Orange, știi, și era mult mai bun. Chiar dacă vă povestesc eu ceva și de ăsta, de francezul ăsta care e la Orange. Aolo, vorbim noi altă dată. E căsătorit cu o româncă, vă spune Rizea, care are tot dosarul. Românci. Aolo. Monica. Monica. Vreți să vă zic cum o cheamă? Monica Munteanu o cheamă. Și a făcut trasee. Are un CV amoros, că e greu să-l întindem pe câteva ceasloave. Nu ceaslav, ci hripat, câteva ceasloave. Aoleo. Pe cine n-ați auzit? Pe Sergiu nu l-ați auzit? Pe telespectatorul din Atlanta? Cred că l-ați auzit, nu? Sergiu Postică, da, mă, să ne mai amintim și de ăștia, nu? Toader, că îi lăsăm pe mulți, pe Vaniușa Ceban, trebuie să, mamă, mamă, ce avem cu Chirtoca. Păi Chirtoca e șeful la Proiect Chișinău, știți? Societatea asta, mamă, câtă șpăgii și au ăștia, că întorc banii, ce acte false, fictive fac. Numai Proiect Chișinău poate să vă aprobe ceva ca să construiți. Iar la Proiect Chișinău, tartorul e Vasile Chirtoca. Vadim Ceban este sluga lui Vasile Chirtoca. El e, de fapt, adevăratul primar al Chișinăului. Vadim Ceban rupe și el la culioace de nu mai știe. Dar Chirtoca e cel care îl conduce, ca să știți. Asta este raportul de forțe. FCSB nu e, mă, nu e... FCSB nu e steaua. Cum mă întreabă cineva. Da, FCSB nu e steaua. O să vă pun înregistrările alea cu Gigi. Ca să ne mai aducem aminte și de București și de FCSB, vreți? Vi le pun într-o seară. Hai că mă gândesc când le... Că sunt de curând, sunt de anul trecut. Că i-am zis acolo. Păi nu m-am denunțat eu, mă, prieteni în carte, că am făcut atunci trafic de influență. Eram cel care răspundea de Federația de Fotbal din partea guvernului. Și eram acolo ultima instanță, nu era legea sportului încă. Și toți veneau acolo să se plângă la mine după ce
treceau prin toate instanțele, de la Liga Lumitică și de la Federația de Fotbal condusă de Mircea Sandu. Și eu eram responsabil pe Federația Română de Fotbal. Și bineînțeles, ministru tineretului și sportului cu care lucram atunci, Georgiu Gingăraș, el a trebuit să meargă să-și exprime votul la adunarea aia generală a acelei asociații de fotbal Steaua, pe care o făcuse Viorel Păunescu, al mare bandit al României. Mamă, mamă, ce avem de ăștia? V-am mai spus eu, am scris multe în carte, și de amantele lui și de tot. Viorel Păunescu ăsta a sunat pe Hrebenciuc și Hrebenciuc l-a sunat pe nașul meu, pe Alexandru Atanasiu, care era vicepreședinte al Senatului, era președintele Consiliului Național al PSD, adică a doua funcție după președintele PSD, care era Adrian Năstase și prim-ministru, și m-a sunat pe la 10:30, domne, că ne-a rugat Hrebenciuc neapărat să-l pui mâine să voteze, să-i dea lui Gigi echipa, că vrea Viorel Păunescu și ne-a rugat mult de tot și cu care. Și atunci a trebuit să votăm cu Gigi, să-i dăm echipa. Și Gigi ne-a dat două bilete la lojă, ne-a dat, ați înțeles? Că i-am zis lui Gigi, păi bine mă, ce faci mă Gigi? Păi tu care ești marele barosan, ce ai făcut cu noi? Că i-am spus direct în față, păi nu-i normal mă prieten, ce ilegalități? Păi eu nu știu, păi și el într-o înregistrare se autodenunță. Și spune că a spălat acolo 10 milioane, a recunoscut în fața mea și nu 7 cât e pe acte oficial, ați înțeles? O să auziți aici înregistrările. Păi ne jucăm cu Gigi. Dacă nu l-aș cunoaște pe Gigi. Bună seara, sunteți în direct. S-a închis. Bă, n-aveți curaj sau vă emoționați dacă vorbiți cu Rize? A? Platinum Band Moldova, ce e asta? Vă văd aici. Bună seara, sunteți în direct. Ne auzim? Bună seara, domnul Rize. Bună seara și dumneavoastră. Vă rog, de unde sunați? Bună seara. De unde sunați? Că nu știu. Din Italia. Bolonia? Da. Am vrut să mă întreb. Bun, și diaspora. Dar ce aveți cu domnul Costiu, că tot timpul nu vă place? Aveți același ideal, același obiectiv cu domnul Costiu? Haideți, domnule, am spus-o, luați emisiunea mea. Din prima oară când am ieșit din pușcărie, am fost invitat la Jurnal TV la Cozăr. Și o să înțelegeți de ce. Lucru care a fost confirmat în diferite înregistrări video pe care le-am arătat aici a moldovenilor și de sluga lui Plahoniuc Adrian Candu și de altă slugă Eugen Nichiforciu. Costiuc a fost mereu bursierul lui Plahodniuc. A fost inventat de el și a fost trimis de el, tocmai inclusiv cu acest dosar pe care el îl avea de mult, și Plahodniuc l-a pus la sertar în schimbul slugărniciei pe care i-a oferit-o și a unor bani cu care a fost cumpărat. Asta e tot. Dar au spus-o colegii lui de partid. Am dat înregistrarea, stimate domn, când, cred că acum două săptămâni, trei, nu mai știu, când s-a întâmplat cu el, am dat înregistrarea cu colegii lui de la partid care au fost alături câțiva ani. Și ei au spus, nu la mine în emisiune, la o altă emisiune, că acest Costiuc a fost mereu sluga lui Plahodniuc și a fost plătit de ei. Da, dar vedeți cum se... Vă manipulează. Nu vă mai lăsați induși în eroare de acest individ, pentru că v-a cerut bani la toți, i-ați donat, că a zis că el luptă pentru o cauză. El a fost mereu la remorca sistemului lui Plahodniuc, ca să știți. Și mie, când mi-a făcut manevra aia, au spus oamenii, îl suna cineva pe Costiuc zi de zi, timp de o lună, să-i spună unde e Rizea, să se ducă să-l filmeze. Ați înțeles? Totul a fost... Uitați-vă! Eu o să le mai pun o dată înregistrările, să le vedeți și noastră. Nu, am văzut că are mare popularitate în diasporă și... Păi v-a păcălit, primate domn, v-a păcălit. Popularitatea a fost pe păcăleală. Că el este, că el este un mare luptător. Eu vă întreb... Îmi place ce își faci plăcut, că Costiuc și vorbesc tot timpul
Despre Plahotniuc, despre... Unde, domne, ce a vorbit, domne, vreodată el de Plahotniuc? Nici nu-i pronunța numele. Acum când l-au arestat, i-a pronunțat numele. Haideți, stimate domn, a arătat el vreo dezvăluire de bani? A arătat el de vreun procuror corupt? De vreun judecător corupt vreodată? A arătat ce vă arată Rizea și vă dezvăluie? Nu, în orice caz a arătat. Niciodată. Ce scheme? Ai, domn, ce scheme a arătat? Arătați-mi una. Așa cu Mihal Feroz. Ai, domn, alea le arată toată lumea. El spune ce spune toată Moldova. Haideți, domne, de alea ne-am săturat. Eu vorbesc de lucruri serioase. Ce vedeți la mine, că de-aia vă uitați aici. Că Rizea vine seară de seară să vă spună ceea ce nimeni nu vă spune. Ceea ce nimeni nu v-a spus și nu vă va spune niciodată. Asta e. Nu, am văzut că... Nu-l cunosc. Dar personal, știți că a furat saltelele de la protest. Când lumea a ieșit la protest. Hai, domne, au venit veterani. Asta, da. Hai, domne, a furat saltelele. Lumea venea să aducă saltele celor care stăteau acolo nopții întregi în fața guvernului. La Piața Marii Adunări Naționale și ăsta a furat saltelele, domne. Hai, domne, ce... Am văzut și împotriva lui Ușor au câștigat azi un proces acolo cu Cărnaș în Puțit și dă-i Șor și aici și Tauber, parașuta și de... Hai, domne, până acum n-a făcut nimic. Acum a descoperit și el că justiția, când i s-a întâmplat lui, că așa fac toți, stimate domn, când li se întâmplă lor, ei atunci înțeleg cum e justiția, că e justiția unui sistem mafiot. Așa a făcut și Reșednikov acum. Până acum, cu descoperit apa caldă. E, bravo, bravo, ați pus punctul pe ei. Bravo, a descoperit și el apa caldă acum, când a trebuit să se spele în ea. Bravo, exact, bravo, ați pus-o foarte bine. Nu, văd mult activ cu furtul lemnilor. Păi, domne, furtul lemn. Hai, domne, acolo l-au plătit ăia să zică de ceilalți. Așa făcea cu ăla, cu grâul. S-a dus el până la Giurgiulești. Păi ia întrebați. Bă, de unde ai tu bani, mă? Șoșonalul. Că mie îmi zicea că pantofii mei costă mai mult decât busul lui. Dar el și-a luat apartament. Dar el nu ne-a... Asta a fost o caterincă, că i-a spus că vă mănâncă pantofi și de crocodil, da? Păi da, l-a mâncat crocodilul lui Rize. Dar l-aștept să-i donez o pereche de sandale de crocodil. Sau de cizme, da, ce vrea el. Da, așteaptă că era și rasa acolo. Și da. Pe ce de mâncat? Pe șofer, pe asta. Exact, da. Da, da. Da, o să-i dăm un crocodil după ceafă. Da. Bine, nu, da, asta, eu nu vă mai lăsați manipulați, eu asta vă rog, stimate domn, faceți, e normal să simpatizați cu unul, cu altul, dar uitați-vă la cine chiar face ceea ce vorbește, pentru că toți v-au promis, toți v-au mințit că atunci când vor ajunge, vor face pe dracu în patru și toți s-au făcut dracu. Pentru moldoveni, ați înțeles? Deci am văzut cu alegerile astea, el... o mers mult pe Moldova și o criticat pe Dodon. E asta e așa. Da, lăsați-l, nu vă mai lăsați manipulați, vă rog eu mult. Deschideți ochii. Mult o contribuit și la... Deschideți ochii, hai domne, lăsați. Astea sunt piese de teatru ieftine. Iertați-mă, nu vă mai lăsați mințiți și manipulați, da? Vă rog eu mult. Bine? Hai, o seară bună, mulțumesc pentru apel. Nu zic de asta, dar văd că tot vorbește și de placat, nu v-am spus. Acum vorbește. Până acum o lună nu vorbea deloc. Ca să știți, da? A furat tot Durleștiu acolo. Hai. Lăsați-l naibii cu nănașii lui și cu cumetrii lui. Bine, mulțumesc mult, seară bună! Păi n-am vorbit, mă, Toader de Linela, mă, n-am vorbit, mă, de mafia asta, mă. Cum, mă, n-am vorbit? N-ai văzut o emisiune? Ia să o cauți, că am ajuns astăzi. Ce episod e, mă, că nici nu mai știu? 7-7, bă, prieteni, 7-7 de episoade până acum. Vă dați seama, a pornit Rize alături de voi acest drum sinuos, această expediție în aflarea adevărului, în... 1 noiembrie. Ia uitați unde suntem azi după 3 luni și jumătate, 7-7 de episoade, a?
În curând sărbătorim episodul 100. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara și dumneavoastră. Nu vă aud, nu vă aud. Stați o secundă că nu vă aud. Stați o secundă că nu vă aud. Lăsați-l pe speaker așa, da. Cine? Stați că nu știu. Cine? Sergiu Stipuleac. Bine, trimiteți aici numărul pe WhatsApp sau pe SMS cu numele. Da? Bine. Trimiteți, vă rog frumos, după ce închideți, trimiteți un mesaj SMS, WhatsApp cu... Da? Da, corect. Ok. Cu mare plăcere, oricine are ceva de zis despre abuzurile sistemului mafio de aici, de la Chișinău, îl aștept cu mare drag aici, în platou. Corect. Perfect. Vă aștept. Îl aștept aici. Trimiteți numărul și îl contactăm. Dar n-am văzut, nu l-am văzut. Oricum, verificăm. O să-i rog pe cei din regie să verifice. De ce nu puneți? Bine, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult. Numai bine. Da, Cristina, corect. În șlapin, mai eu. El te vrea în Parlament. N-are respect nici față de voi, cetățenii Republicii Moldova, cum venea la emisiunile alea, la dezbaterile alea televizate. El o făcea pe Modestul și el ne spunea că n-a plătit taxe și impozite pentru merele vândute în Rusia. A? Spunea că a făcut evaziune fiscală și nimeni nu l-a sancționat. Da. Așteptăm telefoane, mai avem puțin, mai avem 6 minute, prieteni. Că ați văzut că am fost punctuali în seara asta. Da? Bună seara, sunteți în direct, vă ascult. Alo? Alo, bună seara. Alo. Da, bună seara, vă rog, vă ascult, acum vă aud. Alo? Da. O clipă. Bună seara. Bună seara și dumneavoastră, depărtați-vă de televizor pentru că se creează microfonie. Vă rog. Da, am făcut. Acum e bine? Da, e perfect. Vă aud perfect. Vă rog. Da, vă salut, domnul Rizea. Vă salut și eu. Faceți o treabă foarte mare. Aveți un curaj de leu. Mulțumesc mult de tot. De unde sunați? Sunt de la Italia. De la Italia. Da. Mulțumesc. Vreau să vă fac complimente pentru modul care faceți toate videourile. Chiar azi văzând videoul care se referea la stațiunea Nemțel, German. Da. Mi-a plăcut foarte mult. Mulțumesc mult. Mi-a plăcut foarte mult. Dar mai trebuie acolo săracilor care trebuiau să fie tras în țeapă. Sunt bordel acolo. Da, corect, da. Păi, da. Ce să facem? E bine, e mare treabă cu toți ăștia. Da. Ar trebui de gândit bine ca să luăm așa frumos. Corect. Frumos să-i duci în dracolo, că sunt mulți tare. Așa este, foarte mulți. Așa că vă rog să vă alăturați partidului politic noi. Să veniți alături de mine, alături de Vladimir Dachi, să schimbăm ceva aici în Moldova. Da? Da, aveți absolut dreptate. Mulțumesc să mult. Să dea Domnul să ne dea și nouă Dumnezeu. Mintea cea de pe urmă. Să-i dea Dumnezeu moldoveanului mintea cea de pe urmă și să aleagă partidul politic noi la viitoarele alegeri. Bine, noi aceștia care am plecat, o mai avem și prin mintea asta de acum, că am văzut altă viață. Da, corect. Am văzut altă viață, să știm
știm cum ar trebui de făcut chestiile, știm cam ce înseamnă să trăiești într-o țară unde se respecte regele cât de cât, așa sau chiar să respecte, astea și unde nu mai găsești capăt, nu mai pot să lezi capăt. Vreau să vă urez mult succes. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult de tot! Că dușmanii aveți foarte mulți. Așa e. Mulțumesc. Numai bine. Vă salut, vă urez să mai numai bine. Bine. Seară bună, mulțumesc. Seară bună, Colon Italia. Bun. Mulțumesc mult. Da, vă salut. Prieteni, da, păi Mihai Ghimpu nu-l primim niciodată în partid, Alex, stai liniștit. Mulțumesc, Marius, pentru mesaj. Duminică la ora 12 la Cafea cu Riza la Strășeni, vă strângeți la Casa de Cultură. Eu voi fi aici la Teatru Verde în Parcul Valea Morilor și vom intra în live împreună și vă mulțumesc. Trimiteți video de acolo și luni vom prezenta toate aceste întâlniri pe care le faceți la Cafea cu Riza, oriunde vă aflați, la Strășeni, la Cahul, la Giurgiulești, la Slobozia Mare, la Ognița, la Bălți sau la Milano, la Bologna, la Padova, la Londra, la New York, la, în LA, la Los Angeles, la, în Florida, în North Carolina, la Charlotte, la Chicago, că avem mulți telespectatori. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Riza. Vă rog, de unde sunați? De la Paris. De la Paris, bună seara. Bonsoir, Paris. Bonsoir, monsieur. Ça va? Ça va bien. Domnul Riza. Vă rog. V-am ascultat, aveți a 77-lea epizod. Da. Și stau și mă gândesc dacă mai erau la noi niște procurori onești, sinceri. În 367 de epizoade am așa o impresie că trebuie jumătate din toți bandiuganii ăștia arestați. De-am jumătate de pușcării trebuie să fie de, am de numărul 13 și trebuie jumătate și plin cu dânsă. Dar văd că cam la noi merge treaba, dar merge foarte încet și lent, cum să-l spun. Așa e, așa e, pentru că le e frică. Adică, le e frică, adică. Ei se gândesc, domne, să-i dăm drumul la dosar, să dăm drumul la asta, sau dacă se întorcă ea, ați înțeles? Și sunt așa, îndoiți, și unora le e teamă să meargă pe drumul corect, că zic, dacă se întoarce tătuca, cel care ne dădea ordine și ne dădea plicul la sfârșit de lună. Știți? Asta e problema. Cred, a, nu, mă gândesc tătuca. Nu cred să întoarcă înapoi, pur și simplu au ei toți, cum să spunem, au greșit toți în fața cu ea și numai de atâta steam să înceapă să scoată dosarurile de pe dulapurile lor acolo, exact, unde stau. Exact. Adică toți au fost plătiți, toți au fost bucșiți de bani. Și că la noi, chiar dacă o mai rămas onești și sinceri, cred că să putem să-i numărăm pe degete. Așa. Da. La noi, corect. Cred că dacă vrei un post de muncă mai bun, trebuie să plătești bani, dacă exact dorești. Păi de asta ați plecat. De asta au plecat mulți dintre, mulți ca dumneavoastră, au plecat și și-au găsit rostul în alte țări. Dar forța stă în dumneavoastră. Indiferent că sunteți la Paris, că sunteți la Bologna, oriunde. Da? La vot nimeni, nimeni acolo nu vă poate spune ce să faceți. Decât sunteți într-o cabină de vot, dumneavoastră și conștiința dumneavoastră. Păi, știți, toată viața am crezut în vorbele lor dulci, care au fost spuse și ne-am gândit că poate să schimba ceva, să venim și noi acasă. Avem sper acum să se trezească Moldova cu adevărat. Da? Păi eu tot sper că se trezească, după că eu sunt sigur că TV8 și jurnal TV și toate chestiile astea, cred că au pe 10 vizitatori acolo. Cred că stau mai mulți pe la dumneavoastră și vă ascult, pe care înțeleg că, adică care au vrut ceva ca să se schimbă în țara asta noastră. Da. Dar care nu au vrut, ei stau tot acolo lângă plăcat. Nu, am înțeles. Șor, mor lângă tot. Eu ce vreau să... Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Succes. Mulțumesc. Succes și... Cum este așa o vorbă rusească, tak держать. Da. Nu vă îndoaie nimeni. Mulțumesc. Spasiba, balșoi.
Seară bună. Seară bună, numai bine. Da, am văzut aici un mesaj de la Andrei cu Los Pepes. Da, ne trebuie aici. Dar zicea cineva că nu sunt munți. Las că îi facem noi munți din ăștia. Îi scoatem pe toți ăștia care au furat și facem un munte aici în fața guvernului. Cu toți ăștia care au furat. Știți ce munte facem? Mamă, mamă. Vârf mai mare ca Everestul de hoți. Se creează microfonie. N-a închis? Telespectatorul? A închis? Da, e un... Da. Ok, prieteni. Aia trecut de orele 22. Îmi cer scuze dacă n-am reușit să răspund la toate apelurile celor care ați sunat. Vreau să vă mulțumesc pentru că în acest moment suntem 8166 doar pe YouTube intrări. La Facebook, wow, sunt cel puțin 300 de distribuiri, 277 și 4, vreo 600, 700 de intrări, iar pe platformă peste 400. Deci ne apropiem de 10.000 și în seara asta. Prieteni, o să vă rog mult. Distribuiți pe Facebook, wow, în total, în seara asta, 37.344, mi arată regia pe ecran, datele oficiale, inclusiv locația audienței. Moldova, cred că are, deci, da, în Moldova sunt cei mai mulți, într-adevăr, urmează Italia, România, Germania și Marea Britanie. Ăsta este clasamentul, pentru că sunt date oficiale pe care ni le dă YouTube-ul, ne dă inclusiv segmentul de vârstă. Eu vă mulțumesc din suflet tuturor, dar distribuiți pe Facebook, prieteni. Dacă vreți să ne facem auziți, distribuiți cât mai mult pe Facebook. Pentru că Facebook are această opțiune. Și haideți, mai luăm un telefon, Vă rog, bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara. Bună seara, de unde sunați? Domnul Rige. De unde sunați? Poftim? De unde sunați? Din Anglia. Din Anglia, e, se vede aici, Marea Britanie, da? Da, da, da. Eu sunt moldovean, eu cu limba mea natală nu pe tot bine. Da, nicio problemă. Spuneți. Vorbim și în engleză, dacă vreți. Vreau să vă doresc mult, mult succes. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult de tot pentru încurajări și pentru aprecieri. Țineți piept, eu merg cu voi, cu furca după voi. Eu sunt vechi, am 60 de ani, dar nu mă dau. Să fiți sănătos, sunteți tânăr încă. Sunteți tânăr în suflet, contest. În suflet, să fiți tânăr mereu, asta e important, da? Da, da. Vârsta nu contează. Eu văd că este un băiet bun. Da, mulțumesc. Cine ești la chedii ce spun românii de pe aici? Da. E important așa că vă faci ceva frumos în Moldova. E pe zdrași și scoate la ideală și trebuie să faci o întâlnire așa odată în Moldova. Ce ca să fie minte pe Rizia. Corect. Asta îmi doresc. Poate primi un conducător ca Ștefan cel Mare. Doamne ajută. Mulțumesc mult de tot pentru complimente. Numai bine. Seară bună acolo în Marea Britanie. Numai bine, te văd sănătos, nu mai țin eu linia, poate mai vor oameni să mai, da. Mai susțin. Mulțumesc frumos. Eu te văd sănătos, de grabă vin și eu acasă, am un automat ascuns în casaveti. Bine, Doamne ajută. Seară bună, numai bine, numai bine. Te văd sănătos, davai. Mulțumesc. Da, prieteni, asta a fost în această seară. Eu vreau să mulțumesc tuturor. Pentru că ați fost alături de mine, alături de echipa mea de aici, de la Realitatea din Moldova și vă dau întâlnire mâine seară. Așa cum știți, Rizea va fi aici la orele 20 și sper că și invitatul meu, așa cum a promis, Pavel Grigorciuc, va fi prezent alături de mine în studio. Și sper să fie o emisiune la fel de plăcută, așa cum v-ați obișnuit în nota tuturor emisiunilor spovedania lui Rizea. Ce, vreți să mai luăm un telefon? Hai să mai luăm un apel, că îmi pun casca, vă rog. Haideți, haideți. Un ultim apel, vă rog frumos. Bună seara. Bună seara, vă rog, vă ascult. Sunteți în direct, e ultimul apel pe care l-am mai luat. Vă rog. Da. De unde sunați? Da, bună seara. De unde sunați? Din Rusia. Da. Am înțeles. Da. Mulțumesc. Am vrut să vă spun că da, îmi place ce faci, am văzut.
să vă spun că, într-adevăr, faceți un lucru pentru noi, pentru moldoveni. Dar vreau să vă spun că noi, moldovenii, suntem așa o națiune, mi-mi părere de rău, că noi așteptăm să ne facă altcineva ceva. Bravo, bravo, ați spus bine asta, da. Asta cer și eu moldovenilor, să se unească, să vină, să nu aștepte, că eu înțeleg că e mult mai confortabil să stai, să susții doar așa și să zici, da, domnule, lasă-l pe Rizea să facă, așteptăm să facă Rizea și după aia venim și noi. Păi, îmi pare bine că faci lucrurile astea, dar eu vreau să spun, știți, nu prea am așa multă încredere că să fac un om străin pentru altă țară, eu nu am încredere, vorbesc simțit cu dumneavoastră și de atât. Dar nu sunt străin, sângele meu e de aici. De aici, de la Comratie. Da? Vă înțeleg. De acolo, de la Congal. Toate emisiunile dumneavoastră. Până la urmă asta e. Poate așa a vrut Dumnezeu să vin aici și să merg pe acest drum în memoria bunicilor mei. Da, bine. Eu din suflet vreau să cred asta. Dacă părere de rău din politicieni, nu cred, domnule. Știu că nu mai credeți în politicieni. Eu zic acum e ultima șansă. Da? Eu zic acum e ultima șansă. Da, vă spun. Eu cred omul că trăiește timpul are șansă. Dar eu vreau să vă întreb sincer. Vă rog. Din suflet, ca un bărbat, pe alt bărbat. Dumneavoastră, dacă vă trebuie să vă dați viața pentru țara asta noastră, a mea, Moldova asta. Dumneavoastră, într-adevăr, puteți să spuneți viața la altarul? Păi, stimate domn, eu risc cu viața mea și a familiei mele zi de zi. Eu înțeleg tare bine. Nu, pentru că n-am vrut să public aici. Am publicat doar o foarte mică parte. Cred că 5% din câte amenințări primesc, din câte intimidări primesc, eu și chiar apropiații mei și Vladimir Dachi și alții pentru mine. Nu vreți să știți câte încercări au fost ca să fiu vândut, ca să fiu vândut cu ghilimele de rigoare de către oamenii mei care mi-asigură protecția. Nu vreți să știți. Și o să-i nominalizez într-o emisiune, o să rămâneți surprins, poate o să-i și nominalizez într-o emisiune pe cei care au încercat să fac asta. Eu vă cred, de asta vă cred, nu mă miră nici un fapt în Moldova noastră. Păi atunci aș mai fi continuat, dacă n-aș fi fost dispus să merg să mă sacrific pentru Republica Moldova, vă întreb, aș mai fi continuat? Eu înțeleg numai un lucru, pentru că nu am o vârstă mică, de asta vă întreb. Pentru că știi că orice politician, el este independent de cineva, domnule. De atâta nu am încredere în politicieni. Eu vă cred. Eu vă cred. Vă înțeleg. Nu mă întrerupeți. Da, nu vă întrerup. Vă rog. Îmi pierd. Vreau să vă dau un sfat al meu, dar asta nu înseamnă că așa trebuie să fie. Dacă faci asta, faceți și puteți. Dacă mata poți povestești, pui ceia. Și nu poți să îndrăznească fetele cele de la noi, de la TV-urile și cele de acolo. Da. Acei lante. Dar țineți-vă meseria asta, dar domnul Dachi, care este cu dumneavoastră alături, lasă fi un politician, într-adevăr. Dar dumneavoastră nu se încurcă două lucruri, domnule. Eu cred că dacă vrei să fii, dar iarăși cu... Vreau să vă spun că ca de la un moldovan, vă zic mulțumesc frumos. Pentru ce faceți pentru țara mea. Ia ca asta vreau să spun din suflet. Da. Doar să... O țară bună, mulțumesc și dumneavoastră la fel. Numai bine. Da, mulți ani. Să răspund la niște mesaje de aici. Să răspund la niște mesaje. Spunea cineva... Da, e adevărat de alea de la Poliția de Frontieră, de la Cahul Vitalie, știu. Poate n-ai crezut, dar e perfect adevărat. Și o să venim și cu alte... da, mai am niște imagini cu altele din poliție, să vezi ce afaceri fac ele, cum încalcă legea. O să le vezi de aici, în uniformă, pe ecran, în diverse fotografii, curând. Atunci când o să am timp să mă ocup și de asta, sunt multe subiecte, prieteni, și nu știu de care să mă apuc mai repede, cred că astea cu impact mai mare, fac și eu o selecție așa, dar...
Văd aici, văd numeroase mesaje. Mulțumesc, mulțumesc mult. Vede și el ce nebunie e aici în țară, știți cum e. Dar sunt părerile împărțite. Eu mă bucur că totuși 95% din tot ceea ce văd aici, de fiecare dată, din telefoanele care le primesc, din mesajele pe care voi le scrieți, pe toate platformele sunt pro-rize. Și asta mă face să merg mai departe, să știți. Și nu dezarmez, și nu mă intimidez, și merg drept, așa cum v-am promis. De-aia suntem azi la episodul 77, pentru că nu am abdicat de la drumul pe care mi l-am ales aici, în Republica Moldova. Voi veți fi cei care veți decide dacă, nu știu, va fi bine în continuare să fac asta sau nu va fi, dacă a fost bine până acum sau nu a fost, și voi veți decide dacă veți dori într-adevăr să schimbăm în mod real ceva. Și să aveți încredere în mine, în Vladimir Dachi și în partidul pe care noi îl reprezentăm aici la Chișinău. Partidul politic noi. Dragii mei, acum chiar că încheiem, mulțumesc tuturor și mâine seară o nouă emisiune pe gustul vostru, Spovedania lui Riza, așa cum v-ați obișnuit. Dar până atunci, încercați să treziți cât mai mulți conaționali de-ai dumneavoastră. Pentru că drumul, acest drum pe care noi am pornit, sper să fie irreversibil și să nu mai lăsăm niciodată sistemul mafiot să revină la putere aici la Chișinău. O seară bună, o noapte liniștită și Moldova, trezește-te odată! Criza a adus 150-200 de oameni în fața Parlamentului Republicii Moldova și avem aici, după cum vedeți, susținem Maia Sandu pentru că e singurul om care își dorește cu adevărat reforma statului, dar nu pe mulți din jurul domniei sale, pentru că, după cum știți, cei care cunosc pe rețelele mele de socializare și pe noua platformă online, Realitatea din Moldova.md, unde realizez o emisiune în fiecare seară de luni până vineri, da? Am publicat o înregistrare audio care dovedește că adjunctul Centrului Național Anticorupție, generalul Vadim Cojocaru, este profund corupt. Da? Domnule, uitați câți moldoveni au venit alături de Riza la cafea și le mulțumesc. Ne doare faptul că în instituțiile astea ale statului, în ciuda dorinței doamnei Maia Sandu de a schimba cu totul, de a reforma cu totul aceste instituții, încă mai sunt mafioți, încă mai sunt scursuri ale societății care v-au umilit, care v-au făcut dosare penale, care, din cauza căror ați plecat peste hotare, da? Iar unul dintre ei este Vadim Cojocaru, pe care l-ați auzit în acea înregistrare pe care am pus-o la dispoziție. Am făcut-o publică, da? Și care și-a găsit până acum, n-a găsit decența să-și dea demisia în aceste 5 zile care au trecut de când am făcut acea înregistrare publică. Da? Asta am vrut să spun. Ca Parlamentul Republicii Moldova, cei care se află în această clădire, din spatele meu, să reacționeze, pentru că tot ei l-au numit, e drept, o altă conducere a Parlamentului atunci, prin Zinaida Greceanu și Igor Dodon, l-a numit pe 11 iunie 2020 pe acest Vadim Cojocaru în funcție și tot ei au atribuția de a-l demite și nu altceva. Nu pot să nu fiu alături de astfel de evenimente, deoarece cel mai mult ce
Cuvântul cel mai mult care este pronunțat în misiunile domnului Riza este adevăr. Adevărul ceva sacru lăsat de la Dumnezeu pentru care se merită să luptăm. Atunci când omul posede adevărul, el are o armă. El are o armă care poate să, în conștiință de cauză, să acționeze. Nu este tot timpul cazul ca să ne, cineva să ne spune pe așa sau altfel. Dacă cunoști adevărul autentic, atunci poți să te orientezi în orice situație și să ai o decizie potrivită, având gânduri nobile pentru a face lucruri bune și frumoase pentru oameni. Care ne zampă inginit și iată, mulțumim încă o dată astfel de personalități cum este domnul Riza, domnul Dache, care a luat curajul să ne ducă pe drumul drept și plin de adevăr. Vă mulțumesc și putere și curaj, tărie, domnul Riza. Noi, dacă îți face o fială. Mulțumesc mult de tot. Îi mulțumesc mult de tot domnului Furdui, care a venit, iată, din Franța și apreciem faptul că ne-a spus și domnia sa ne urmărește la toate emisiunile și ne-a spus, ne-a confirmat toate aceste dezvăluiri, toate aceste lucruri, toate aceste abuzuri pe care le prezint seară de seară și a căror victimă a fost și domnia sa, așa cum mulți dintre moldoveni au pătimit. Prieteni, eu chiar o să vă rog pe toți cei care ați trecut prin, ați suferit aceste abuzuri, așa cum e doamna de la Cimijlia care mi-a adus dosarul pe care îl voi prezenta într-una din emisiunile săptămânii viitoare. Să vedeți acolo, iar judecători, procurori corupți, cum și-au bătut joc de niște oameni simpli. Pentru că oamenii simpli, ați văzut, nu au nicio șansă într-o justiție corectă, într-o justiție echitabilă, așa cum spune, nu știu, în Constituție, în lege, că fiecare cetățean are dreptul la un proces echitabil. Nu, prieteni. În Moldova, din păcate, asta a rămas încă, e un vis, e o utopie. Dar noi ne dorim, alături de dumneavoastră, să schimbăm și să devină realitate. Ca fiecare moldovean să fie egal în fața legii, indiferent că e parlamentar sau nu, nu mai trebuie să aibă imunitate parlamentarii. În primul rând, asta trebuie să facă cei care au luat majoritatea de la PAS, să-și țină promisiunea ca orice cetățean, toți să fie egali în fața legii. Prin alegerea doamnei Maia Sandu ca președinte, să știți că vom eșua ca stat și va rămâne, din păcate, același stat capturat. Îi salutăm pe cei care, iată, ne salută de acolo și le mulțumim. Mulțumesc din suflet tuturor pentru că sunteți alături de mine. Vă rog să vă invit aici, aveți cafeaua și ceaiul pregătite. Vă rog celor care n-ați îndrăznit, vă rog să îndrăzniți, să vă reprimați poate rușinea, dar o aveți, sau eu știu că sunteți niște oameni cu caractere extraordinar de frumoase. Mi-a spus de fiecare dată, domnule, noi nu venim, dar e plăcerea mea. Eu v-am invitat, Riza se ține totdeauna de promisiune și de aceea e plăcerea noastră să ne fiți alături, măcar la o cafea, la un ceai, că e destul de fric și eu apreciez enorm faptul că v-a strâns în număr atât de mare astăzi, duminică, 6 februarie, și v-ați găsit timp să fiți aici, să arătați că vă pasă de Republica Moldova și de viitorul ei. Nu mă pot fi pătrimașul acestui rac care a dat în fața pământului. Adică câtele care vrea să creadă, creadă, care nu Dumnezeu iată. Dar fiind acolo și văzând cum alții creadă, la care viața-i plânge? Că s-au mascat cu haine și zâmbete mișel acei vicleni ce țara furată au de la el.